Părintele încă nu l-am, acum îl cunoaște prima oară. Mănăstirea Putna ne este apropiată sufletește. Noi am luat mult în tinerețile noastre pe la Mănăstirea Putna. Și noi și cei de la Scol București și cei de aici de la Scultur. Cei de la Scol București chiar câțiva, chiar și fostul președinte Tudor Popescu, chiar a ajuns să rămână monah la Mănăstirea Putna. Oricum, există o legătură sufletească cu această mănăstire pentru noi, tinerii din toată țara. Mănăstirea continuă să, pentru noi, pentru voi, eu nu mai zic. Mănăstirea continuă să strângă în jurul ei grupuri și grupuri de tineri în tot timpul anului. Și, invitându-l pe Părintele Stareț, Părintele Stareț afirmează numele său, numele mănăstirii, Părintele Sostol. Ne gândeam la masă dacă să găsim cu șir, ne-am dat într-un domnul Sărin Lavic, adică tema, bineînțeles, că cunoaștem 100 de ani de la numirea românilor noastre, românilor, a țării noastre, visul nostru de milenii, de viață. Ne gândeam și acum care să punem o temă și era, părinte ziceau, într-o anumită măsură să înceapă de la această temă și pe aceea probabil că va vorbi și despre altă lucru. Înțelegerea domnicească a unirii noastre. O anumită înțelegere domnicească asupra unirii noastre. Despre unirea noastră. Vă ascultăm asta. Nu mai țin. De cum ne-am promis părinților și o să mă țin de cuvânt, nu o să mă țin de nicio temă. Așa încât puteți de pe acum să vă scrieți întrebări. Că sigur o să fie în temă. Misiunea mea e poate mai grea pentru că vin trimis de Părintele Stareț în locul lui. Însă aș vrea să nu o luați în nume personal, de ca și cum vorbește Părintele Stareț, pentru că nu vreau să cadă pe capul lui o carane. Când vorbim de unitatea poporului român, multe glasuri se ridică atunci când ne referim la aspectul duhovnicesc, la specificul duhovnicesc al unirii. Știi? Pentru că mulți zic, stai un pic, dar eu mă mântuiesc ca persoană sau ne mântuim ca neam? Nu este judecată particulară? Eu dau socoteală ca român? Sau ca individ, ca persoană. Cum mă va judeca pe mine Dumnezeu? Și atunci am găsit la Părintele Stăniloae un răspuns la această întrebare. El spune, într-adevăr, omul se mântuiește în mod personal, în funcție de relația lui personală cu Dumnezeu, dar Dumnezeu privește acest suflet în contextul în care l-a pus. În neamul său. Așa încât ochii lui Dumnezeu sunt asupra neamului lui. Și îl vede și îl judecă și îl iubește în contextul acelui neam. Pentru că dacă, așa cum zice Sfântul Maxim Mărturisitor, iubirea din cadrul Sfintei Treimi dintre Tatăl și Fiul s-a prelungit în lume și a dat naștere omului, pentru că Dumnezeu a vrut să mai fie o ființă de care El să se bucure ca de un fiu și acea ființă să se bucure de Dumnezeu ca de un tată. Deci iubirea aceasta de tip paternal filial s-a prelungit în lume. Atunci, în acest cadru este omul judecat. În acest cadru, mai bine zis, omul își poate găsi adevărata împlinire, să nu mai luăm chiar așa. Să nu pară prea juridic, prea legist, că este judecat. Nu. În acest cadru omul își găsește adevărata împlinire. Dacă el rămâne ancorat în neamul său. Când un fiu își respectă părinții, abia atunci intră în firea sa. Se așează în făgașul lui. Dumnezeu când a făcut lumea, a făcut-o ca să fie un mediu de dialog între el și om. Și a ascuns niște rațiuni în această lume pentru ca omul, aflându-le, să-L găsească pe Dumnezeu și să-L înțeleagă pe Dumnezeu ca pe dăruitor, ca pe cel din spatele darului. Și de la dar, plecând mai departe, omul
să se oprească la dăruitor. Să nu se oprească la dar. Numai la obiectul dăruit. De aceea, atunci când Adam a fost pus să dea nume, să pună nume animalelor, spun părinții că aceea a fost prima invitație la dialog pe care i-a făcut-o Dumnezeu omului. Omul a trebuit să descopere în fiecare animal rațiunea sădită de Dumnezeu. Pentru că orice nume arată taina acelui individ sau acelui, cu atât mai mult, a persoanei. Dar se aplică și la, și la lumea de la creație. Nu numai atât. Omul a trebuit să și lucreze acest dar. Dumnezeu i-a făcut un dar. Și omul, prin muncă, era dator să modifice acest dar, să-și pună amprenta lui personală asupra acestui dar și să-l întoarcă lui Dumnezeu. Dar astfel înfrumusețat și personalizat. Și abia atunci, lumea ca dar și-ar fi împlinit menirea, ca mediu de dialog între om și Dumnezeu. Și Dumnezeu și omul ar fi fost pe rând dăruitor și primitor. Așa încât ceea ce se slujea în final era iubirea dintre cei doi. Acest lucru se întâmplă și în neam. Fiecare neam are un anumit specific. Poate a citit în, la Sfântul Dionisie al Opagitul despre ierarhia bisericească și cea cerească, unde vorbește despre triadele, cele trei triade îngerești. Ultima triadă în care sunt și arhanghelii și îngerii este condusă de stăpânii. Stăpâniile au rolul de a păzi granițele neamurilor și a statelor și specificul lor. De aceea, biserica nu are cum să fie de acord cu globalizarea asta. Cu globalizarea înțeleasă ca uniformizare. Nu. Fiecare neam are un specific. Fiecare neam vine cu un dar înaintea lui Dumnezeu. Cel mai mult este arătat asta în cartea Apocalipsei. Unde se arată că neamurile veneau și își aduceau darul în cetatea mielului. Sau se vorbește acolo în termen ca cinstea și slava neamului. Fiecare neam are o moștenire de la Dumnezeu. Moștenire care înseamnă, bineînțeles, nu numai dar, înseamnă și continuarea lucrării, nu? Că un tată care își lasă pe fiul său moștenitor, înseamnă că îi arată că are încredere în el, că el, fiul său, va putea să-i continue lucrarea lui ca tată. Și el va putea să devină la rândul lui tată și așa mai departe. Și firul acesta să nu se rupă. Fir care merge până la Dumnezeu Tatăl. Da? Așa încât fiecare neam are un specific al lui. Fiecare neam trebuie să lucreze această moștenire și să o întoarcă lui Dumnezeu înfrumusețată în stilul lui caracteristic, stilul neamului. De aceea, chiar și intrând în Europa sau unde vreți, dacă vreți să intrați sau nu, noi trebuie să ne afirmăm specificul nostru ca neam. Ceea ce ne arată pe noi a fi români. E adevărat. Specificul acesta, unitatea de neam, nu trebuie să se diferențieze de unitate de credință. Fiecare neam are oarecare libertate în a-și exprima credința. Însă sunt unele lucruri care nu pot fi schimbate. Adevărul despre Dumnezeu nu poate fi schimbat. Însă modul în care tu înțelegi pe acest Dumnezeu și înțelegi să-L propovădești celorlalți, îți este propriu. Poporul român, mai mult decât alte popoare, a înțeles, s-a format într-o unire de credință și naționalitate. Pentru că formându-se ortodox, născându-se ortodox, aceste două, ortodoxia și naționalismul, au crescut împreună, s-au dezvoltat împreună. Așa cum cresc frații cei buni și cuminți, se cresc unii pe alții
și ajung până la urmă să semene între ei. De aceea nu poți să zici la un român că dacă este foarte român sau naționalist, să zicem așa, este mai puțin ortodox. Sau dacă este foarte ortodox, un trăitor, adică nu ultra-ortodox în sensul fanatismului, foarte ortodox, foarte trăitor, nu este mai, este mai puțin român. N-ai cum să fii român și să nu fii ortodox. Dacă ești român și zici că ești ortodox și tu nu-ți afirmi valorile naționale, înseamnă că n-ai înțeles ortodoxia. Nu ești ancorat în neamul tău, în firea ta. Și mă gândeam, legat și de tema pe care o aveți în tabăra asta, cu jertfa martirilor și a eroilor, vedeți, martirii pare la prima vedere că e același lucru. Martiri și eroi cam pe acolo. Noi, de exemplu, la liturghie aveam la Vohodul Mare, la ieșirea cu cinstitele daruri, aveam o formulă mai înainte, când spuneam și pentru, la urmă, și pentru eroii martiri. Și pe eroii martiri se pomenească Dumnezeu. Toți ostașii care au murit pentru apărarea credinței, știți? Și a neamului, așa. Și pe eroii martiri. Înțelegând prin eroii martiri, cei care au murit la Revoluție. Acum s-a schimbat puțin formula în ultima perioadă. Eu mărturisesc că o păstrez tot pe aia veche. Și se punea, mulți au zis, măi, da, ăștia sunt eroi sau martiri, sau de ce ar fi ei martiri? Martiri înseamnă mărturisitor. Cel care dă mărturie, da? Și se înțelege că dă mărturie despre credința lui în Hristos. Tinerii care au murit la Revoluție nu au mărturisit toți pe Hristos. Și prea puțini s-au dus acolo să moară pentru Hristos. Însă, îi face oare asta mai puțin mărturisitori ai credinței? Nu. De ce? Pentru că sunt români. Și pentru că ei s-au dus să moară pentru neamul lor. Ei sunt rodul credinței părinților și a bunicilor și a întregului neam, de până la ei. Ei s-au format și ortodoxi. Chiar dacă ei cunoșteau mai mult sau mai puțin din ceea ce înseamnă credința ortodoxă. Chiar dacă îi duceau mai des sau mai rar la biserică. Pentru că a-ți da viața, a fi gata să-ți dai viața pentru altcineva, asta înseamnă o mărturisire a vieții veșnice. Avea încredere că există o viață veșnică. Pentru ce să-ți dai viața pentru altcineva dacă viața oricum se termină acolo? N-are rost. N-are logică. Și numai că n-are logică, nu poate constitui un motiv suficient de întemeiat încât să te facă să te comporți așa cum nu te-ai comportat până atunci. A fost o mișcare atunci la Revoluție extraordinară. Toți vreau să facă treaba asta și în special tinerii. În special tinerii. Ceilalți mai în vârstă aveau oarecare țineri, mai aveau oarecare țineri. Însă tinerii n-aveau absolut nicio reținere. Și nu erau nebuni. Un tânăr care poate nu era, să zicem, dus la biserică, să zică vom muri și vom fi liberi, dă mărturia cea mai înaltă a prezenței ortodoxe, a Duhului Ortodox. Vom muri și vom fi liberi. Cine? Ei vor fi liberi? Sau neamul meu va fi liber prin moartea mea? Să înțelegi că tu poți să-ți ajuți neamul tău nu numai prin viața ta, ci mai ales prin moartea ta? Asta e înțelegerea adâncă. Și e clar că nu este rodul rațiunii. Sau numai a rațiunii, ci mai ales rodul moștenirii duhovnicești mai înainte. Și Părintele Săniloae foarte frumos a asemănat jertfa acestor tineri cu moartea celor 14.000 de prunci. Omorâți de Irod. Știți? Acei prunci au murit pentru ce? Pentru ce?
toată jertfa asta a pruncilor a fost în preajma, nu? Nașterii Mântuitorului. Jertfa martirilor, tinerilor noștri, în preajma nașterii Mântuitorului. Noi l-am omorât pe Ceaușescu de Crăciun. Chiar dacă merita sau nu merita, nu este treaba noastră, dar nu faci de Crăciun așa ceva. Nu? Și vin tineri din urmă, ca cei 14.000 de prunci, și ridică o cară de pe neamul nostru. Ridică o cară de pe neamul nostru și redă poporului român acea caracteristică de jertfă pentru celălalt. De obicei zic părinții că unde este cetatea mai puternică, acolo bate vrăjmașul război mai tare. Așa încât unde ești tu mai puternic să te aștepți, că vrăjmașul va încerca să te chinuiască pe virtutea contrarie. De aceea, dacă e să ne gândim la o patimă generală, să spunem, sau specifică a românului, este bârfa. Știți? Proverbul. Să moară capra vecinului. De ce este patima asta? Pentru că aici bate vrăjmașul război. Știind că specific poporului român este altruismul, este ospitalitatea, este a pune pe celălalt mai la cinste decât pe sine. Asta este specific românului, să se jertfească pentru celălalt. Să uite cu totul de sine când e vorba să slujească pe celălalt. Și atunci, de-aia avem și ispita asta. Să-l judecăm, judecata aproape. De asta avem ispita asta. Și de asta am văzut cel mai tare în diaspora că se întâmplă lucrul ăsta. Românii plecați în afară, care nu-și dau seama că sunt români, să ne înțelegem, au cel mai mare război din partea asta. Nu se înțeleg între ei. Parcă, nu știu, își ies din fire. Și asta se întâmplă, de fapt. Își ies din fire. Se dezrădăcinează și atunci nu se mai comportă așa cum ar trebui să se comporte. Pentru că le este foarte greu departe de pământul lor, de unde își trag selva, știți? Însă dacă își dau seama și își asumă calitatea lor de români, da? Trec peste ispita asta. Foarte ușor. Și am văzut români care au trecut peste ispita asta și au fost socotiți ca stâlpi ai societății oriunde s-au dus. Oriunde s-au dus. În foarte multe locuri, care mai de care, mai răsfirate sau mai departe unde celălalt, unde au fost astfel de români, toți erau lăudați. În schimb, unde nu își dădeau seama despre specificul lor, erau culiți. Culiți ca unii care se mănâncă între ei. Repet, asta se întâmplă pentru că noi, de fapt, în firea noastră, nu ne mâncăm între noi. Noi ne dăm cinste unul celuilalt. Musafirul este la loc de cinste în casa noastră. De aceea, un copil român a zis că el când vrea să facă mare, vrea să facă musafir. Nu un copil englez sau francez. Copil român, în sensul ăsta. E, și atunci fiecare neam vine cu darul lui. Acești prunci care și-au dat viața la Revoluție au fost darul neamului nostru. Pentru că ei au fost rodul credinței părinților. Nu cred că a fost un moment mai emoționant în afară de jertfa lor, evident, asta nu se poate fi un moment, de asta nu consider moment. Nu cred că a fost un moment mai emoționant atunci la Revoluție decât acela când au început să se difuzeze pe postul de radio Colinde. Și acum, când mi-aduc aminte, mă trec fiorii. Plângeau oamenii cu lacrimi mari, ascultând Colinde. Și comuniștii credeau că au reușit să ne scoată biserica și credința din cap? Colinde. Nu altceva. Colinde. Iată, Colindu, un mod specific românesc
de a propovădui credința, de a-L înțelege pe Dumnezeu și de a-L prezenta celorlalți. O limbă. Dacă vreți să descifrați cel mai bine sufletul neamului românesc, vedeți colindele și doinele. Colindele și doinele. Astea sunt specifice neamului românesc. Acolo se vede cum a înțeles românul pe Dumnezeu. Acolo, cel mai bine. Și Sfântul Ioan Damaschin, de exemplu, zicea că Dumnezeu l-a făcut pe om ca pe un instrument de cântat. Format din două instrumente, cu coarde și de suflat. Și acest, și stilul de cântat, zice el, era un tânguit. Gândiți-vă, când l-a făcut Dumnezeu pe om, nu l-a făcut în vederea căderii. Nu l-a făcut să sufere, să plângă, l-a făcut să se bucure. Și totuși, stilul de cântat era tânguit. Nu de jale, tânguit. Doina este așa ceva. Nu te aruncă în melancolie, dar nici n-are explozie de entuziasm care te descoate din realitate. De aceea, sufletul românului întotdeauna a avut rolul ăsta printre celelalte neamuri de mediere, de punte între Occident și Orient, având și din luciditatea Occidentului și din mistica Orientului. Și moale, dar și hotărât. Cumva am eu o vorbă, românul este cu picioarele pe pământ și cu capul în nori. Poate să fie și contemplativ, dar și realist în același timp. Ăla-i român, aia-i doina, ăla-i cioban. Noi venim cumva, a spus un Sfânt Părinte, că tot neamul omenesc s-a împărțit la un moment dat în două căi. Calea lui Abel și calea lui Cain. Noi venim pe calea lui Abel, a păstorului. Ciobanul este cel care reprezintă cel mai bine neamul românesc. Și doina este cântecul ciobanului. Miorița este cumva cântecul nostru de suflet. Emblema noastră, dacă vreți. Miorița. Nu? Unde se arată cel mai bine ce înseamnă legătura dintre cei vii cu cei morți. Cine n-a înțeles moartea ca fiind trecerea la viață, ăla nu e ortodox. Cine n-a înțeles împărăția cerului ca fiind nunta fiului de împărat, ăla nu l-a înțeles pe Hristos. Evanghelia este centrată pe așa ceva. Da? E centrat. Și în Miorița, moartea este văzută ca o cununie. La nunta mea a căzut o stea, așa mai departe. Ortodoxia este îmbibată în sufletul neamului românesc. De aceea, foarte greu cineva poate să facă, să le distingă pe cele două. Așa cum nu poți să distingi sufletul de trup, să zici, de aici începe și aici se termină sau altul. Deci Sfântul Pavel, numai Duhul Sfânt, poate să pătrundă până la despărțitura de suflet și trup. Tot așa nu poți să distingi într-un român ortodoxia de naționalism. N-ai cum. Amândouă au crescut. Sfântul Ioan Gură de Aur, încercând să explice de ce au murit cei 14.000 de prunci, le zice, o să vă dau un răspuns care se aplică la toate întrebările de genul ăsta. Da, zice el, sunt foarte mulți oameni care fac nedreptăți, însă nu este niciun om care să sufere o nedreptate. Adică Dumnezeu are grijă ca acele nedreptăți pe care le suferim noi să le întoarcă înspre binele nostru. Nouă ni se pare că sunt oameni care suferă pe nedrept. Dar Dumnezeu are grijă să nu sufere pe nedrept. Ci ori să șteargă păcatele, ori să dea răsplată mai mare. Și de aceea vă spun la liturghie, de exemplu, atunci când spunem preotul spune atunci, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, repet, aducându-ne aminte așadar,
de această poruncă mântuitoare. Care poruncă? Când a zis Hristos, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. La cine cele de aia. Aducând-mi aminte de această poruncă mântuitoare și de toate ce s-au făcut pentru noi. De cruce, de îngropare, de învierea cea a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea de-a dreapta Tatălui. Și de cea de-a doua și iarăși venire a lui Hristos. Și atunci spune, ale tale dintre ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. Aici se întâmplă ce zicea, cum numea Părintele Stăinlai, eschatologia inaugurată. Acel între deja și nu încă. Toată viața noastră este drumul dintre deja și nu încă. Eschatologia inaugurată, adică împărăția cerului, ce va să fie, trăită acum. Cum să-ți aduci aminte de ceva ce n-a fost? Aducându-ți aminte de cea de-a doua venire? Cum să-ți aduci aminte? Doar dacă tu trăiești, îl trăiești pe Hristos, Cel care s-a și întrupat, s-a răstignit, a înviat, s-a lăsat la cer și iarăși va să vină, același Hristos este, doar dacă tu îl trăiești acum, în prezent, cum zicea Eminescu, nu? Viitorul și trecutul sunt a filii două fețe, în prezent, cel care trăiește prezentul, trăiește și trecutul și viitorul acum. Așa se explică, ceea ce n-au reușit protestanții să explice, preștiința lui Dumnezeu. Cum o să știe Dumnezeu ce o să fac eu, dacă mă lasă liber să hotărăsc eu? Pentru că el, la el, și trecutul și viitorul sunt acum. Ce voi face eu, la el este acum. Acest lucru îl simt doar cei care se iubesc. Cei care se iubesc trăiesc prezentul, nu ca, sau timpul, trăiesc nu ca pe o linie, nici ca pe un cerc, ci ca pe o sferă. O sferă în care se oglindesc și trecutul și viitorul în același timp. De aceea noi putem să zicem la liturghie, aducându-ne aminte de cea de-a doua venire, de ceva ce n-a fost, de fapt, și o să fie. Pentru că în persoana lui Hristos sunt toate acestea. Însă, mai departe, zice, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. În aceste cuvinte se regăsește toată jertfa înaintașilor, unită cu jertfa noastră. Noi venim atunci și într-un gest de recunoștință și de închinare, totodată, lui Dumnezeu, aducem ceea ce suntem noi ca roade ale părinților noștri. Și ceea ce sunt cei de lângă noi ca dar. Atunci noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care El le-a dat fraților noștri. Îi mulțumim pentru faptul că avem frați și pentru că suntem într-o comunitate și pentru că ne-a dat posibilitatea ca darul fratelui meu, alături de darul meu, alături de darul mamei mele și a bunicilor mei, să se adune într-una și acela să fie Hristos. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dacă în liturghie noi ne unim darurile și mulțumim pentru ceea ce suntem și mulțumim părinților noștri că suntem și mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem copii care vom spera că vor aduce și ei darul lor la altar în această recunoștință, înseamnă că jertfa tinerilor cuprinde și credința părinților. Și așa mai departe. Au fost momente în viața noastră, a poporului român, în care s-a cerut o mărturisire clară, răspicată, a credinței. Au fost momente în care s-a cerut o mărturisire mai voalată, o mărturisire mai mult prin rezistență. De aceea, poporul român, înțelegând lucrul ăsta, a reușit să reziste mai mult decât alte popoare care au fost drobite. Sunt iarăși momente în care
mărturisirea să nu fie atât nici voalată, nici răspicată, mărturisirea de credință. În schimb, să fie necesară mărturisirea naționalismului. Sunt momente și momente în istoria noastră în care una sau alta trebuie să iasă la iveală. Acum, dacă acum au ieșit la iveală, să zicem, suferința și jertfa martirilor din închisoarele comuniste. Pe vremea Ceaușescu puțin se știa despre treaba asta. Acum, ați văzut, a fost așa o explozie. Ceea ce arată că sufletul poporului român este viu. Noi ne aducem aminte de înaintași. Noi le suntem recunoscători pentru credința lor. Unii l-au mărturisit direct pe Hristos. Alții au mărturisit doar că sunt fii ai neamului lor. De aceea, eu când am plecat de la mănăstire, m-am spovedit și după aceea, Părintele Stare, când mi-a dat binecuvântare să vin în pace, mi-a zis, așa să le spui la tine de acolo. Acum este momentul în care nouă ni se cere să mărturisim. Să mărturisim. N-a zis ce să mărturisim. Credința sau nu. A zis să mărturisim. Adică să ne asumăm curajul de a ne preciza poziția. De a arăta cine suntem. Specific poporului român este acest fel duios de a fi recunoscător. De a întoarce darul. Când au fost întrebați niște copii ce înseamnă aceea credință, o fetiță de 11 ani, a răspuns așa, am pe aici, 10-11 ani. Zice, Dumnezeu ne-a dat nouă viața, iar noi dacă avem obraz, și pune ea în paranteză, adică credință, i-o dăm înapoi. Dumnezeu ne-a dat o viață și noi, dacă avem obraz, i-o dăm înapoi. Este specific românului să știe să dea înapoi darul și să primească. În Evanghelia de la Luca și cea de la Matei, de la Marcu, da? Acolo, când e vorba despre copiii care erau împiedicați cumva să ajungă la Mântuitorul, se spune altfel decât la Matei. La Matei zice, lăsați copiii să vină la mine, că își vă spun vouă că dacă nu vă veți întoarce și nu veți fi ca unii din aceștia, nu veți intra în Împărăția Cerului, da? În partea cealaltă zice, că își vă spun vouă, cine nu va primi Împărăția ca un copil, nu va intra în ea. Cine nu va primi ca un copil? Uitați-vă cum primește un copil. Și uitați-vă cum primește un adult. Dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă un politică de corect. Dacă vreți să înțelegeți cum se face, uitați-vă la un copil. El transformă totul în iubire. La el nu sunt 150 de grame de ciocolată. Nu, sunt 150 de grame de iubire. El nu zice, vai, dar nu trebuie el. Adultul așa zice, vai, dar nu trebuie el. Păi dacă nu trebuie el, nu stăteam. Nu? Și nici nu se gândește, dar oare nu mă pune să-i spăl mașina pentru ciocolata? Nu. Nu se gândește că trebuie să dea ceva în schimb. Însă, în felul în care se uită în ochii tăi, îți dai seama că el a înțeles că ăsta e un gest de iubire din partea ta. Dacă nu vom primi Împărăția așa, nu vom intra în ea. Să o primim ca pe un dar de iubire din partea lui Dumnezeu. Este în firea noastră a românilor să facem treaba asta. Trebuie să ne căutăm asta în interiorul nostru. Să căutăm și să scoatem la iveală. Asta e specific. Asta e frumusețea Ortodoxiei. De aceea noi avem dor, alții n-au. Nu numai dor și doină. Avem și doică. Nu vă spun cum se traduce în engleză doică. Căutați sau mă întrebați după aceea. Nu vă spun. Eu când am auzit, am rămas șocat. Și încă sunt, dacă am rămas. Au și ei termenul ăsta. Da? Doică. Dar, cum îl spun ei, n-are nicio legătură cu ce înseamnă pentru noi doică. Adică, o mamă
o altă mamă, cumva, o a doua mamă, care te alătează, nu bună, nu bună. Avem doică, care te ține la sân. Da? Avem doină, avem dor. Cred că cea mai frumoasă definiție a dorului, am găsit-o la Părintele Sfântului, zice, dorul este duioșia distanței. Duioșia distanței. Simți distanța, dar în același timp simți și duioșie. Nu o simți deznădăjduit. Și o simți cu duioșie. Și zice Părinte Sănivai că dorul este puterea care pleacă de la persoana dorită către cel care dorește. Mie dacă mi se face dor de cineva, e semn că acela a provocat în mine acest sentiment. Și uite așa se reduc distanțele. Și noi știm. Doar noi știm felul ăsta de a reduce distanțele. Celelalte neamuri reduc distanțele altfel. Noi le reducem în mod duios. Ăsta este, mi se pare mie, cel mai frumos specific al neamului nostru. Știm să dăruim, știm să primim, știm să uităm de noi și să fim conștienți de cel de lângă noi, mai mult de el decât de noi. Dacă noi scoatem la iveală asta din noi, să îndrăzniți că nu vom muri. Ba vom fi chiar de folos celorlalte neamuri, pentru că, repet, fiecare neam vine cu specificul lui. Cu slava și cinstea lui va intra fiecare neam în cetatea mielului. Slava și cinstea lui. Să ne regăsim slava și cinstea în jertfele tuturor. Mama, dacă m-a născut, nu este mărturisitoare, nu este martir, nu este erou, este. Este. Orice mamă este martir. Orice mamă. Știți că în canonele noastre, Biserica Ortodoxă, se spune că dacă o mamă moare la naștere, este socotită mucenică. Că a murit în ascultare. Este un caz în Paterie, cred că în Paterie, nu știu, în care un tâlhar s-a dus să jefuiască un pusnic care era foarte vestit și s-a gândit el că dacă e vestit și izolat, lumea aduce, îi aduce daruri, poate chiar și bani, și are de unde să ia, și ăla, fiind izolat, nu se poate apăra și e bătrân, și s-a dus cu scopul ăsta la el. Și bătrânul, fiind și înaintat de pornicește, l-a citit dinainte. Și și-a dat seama ce vrea. Și a zis, hai că să mai câștige puțin timp. Și l-a rugat, i-a zis, nu vrei să te duci să-mi aduci tu niște apă? Și apa, bineînțeles, că era departe, că așa și alegeau pusnicii. Care de jumătate de zi, așa și așezau chilia. Care de jumătate de zi, până la apă sau până la următoarea chilie, ca să nu trebuiască să, dacă vrea să se ducă unul la altul, să nu trebuiască să ajungă înainte de apusul soarelui și acela să fie nevoit să-i pună masă și să dezlege postul, care întotdeauna nu exista să mănânce înainte de apusul soarelui. Poate să mănânce deodată la 3 zile, dar înainte de apusul soarelui niciodată. Și fiind așa departe, a zis că poate mai câștigă timp. Dar nici tâlharul nu era prost. Și și-a dat seama că trage de timp bătrân. Și a calculat el unde poate să ajungă ăsta. Dacă fuge, îl prind, nu e nicio problemă. Oricum, pe mine mă interesează ce are el în chelie, nu persoana lui. Și a zis, hai să-i fac, să-i împlinesc ultima dorință. Și a luat găleata cu apă, pentru apă, și s-a dus către râu. N-a făcut 10 pași, s-a împiedicat, a căzut, s-a lovit cu capul de piatră și a murit în loc. Bătrânul, când a văzut asta, a început să plângă cu amar și a zis, uite, m-am făcut ucigaș de frate. Ăsta i-a luat pocăință, i-a luat timpul de pocăință. Și ăsta avea ce pocăință. Nu puteam mai bine să-l las să mă omoare? Că eu și așa sunt păcătos și bătrân și așa? Și poate el s-a fi pocăit pentru asta? Acum, uite, m-am făcut vinovat de sângele fratelui meu. Și plângea și nu se potolea. Și a venit Îngerul Păzitor și l-a întrebat, ce plângi, bătrâne? Uite că m-a făcut ucigaș fratele meu. Și zice Îngerul, nu mai plânge. Că
Că să știi că tâlharul ăsta s-a mântuit pentru că a murit în ascultare. A fost de ajuns să moară în ascultare, ca să nu că să-i se șteargă toate, ci să-l și ridice în Împărăția Cerului. O mamă face asta de fiecare dată când naște. Și atunci, numai cei care au mărturisit răspicat pe Hristos, sau cei care au suferit în închisori sunt mărturisitori? Nu. Toți care rabdă și își duc crucea acolo unde a așezat Dumnezeu și sunt și cinstesc pe înaintași, sunt mărturisitori. Sunt mărturisitori. Cu adevărat, poate suntem mai recunoscători celor care au murit în închisori sau celor care au fost prigoniți pentru Hristos, nu? Cum spunea Tertulian, că sângele martirilor sămânța creștinilor. Însă, să nu cumva să uităm și jertfa care se face în tăcere de către tot neamul nostru și pe care trebuie să o facem și noi. Pentru că în jertfa noastră cresc copiii noștri. În jertfa noastră. Și de multe ori jertfa asta care ni se cere este doar cumințenia. Să stai cu minte, să te pleci cu minte sub mâna lui Dumnezeu. Să te pleci cu minte sub mâna lui Dumnezeu. Cum i-a zis Iov soției sale. Când a venit aceea la el și i-a zis blesteamă pe Dumnezeu și mor. Pentru că oricine blestema pe Dumnezeu atunci murea pe loc. Și atunci el nu i-a zis nebunul. I-a zis mai bine. Vorbești ca una din cele nebune. Dacă am primit cele bune din mâna lui Dumnezeu, nu le vom primi și pe cele rele? Adică, ca și cum ai zis, ai grijă ce vorbești, că nu ești tu. Dă-ți seama ce vorbești. Gândiți-vă. E ca și cum cineva, dacă ar fi pălmuit de mama lui, i-ar scuipa mâinile. Așa de grav este. Mi se pare foarte grav ca să facă cineva așa ceva, nu? Că dacă noi nu primim darul din mâna lui Dumnezeu, chiar și care ne se pare mai rău. Nu facem asta. Nu facem asta. Dacă noi nu suntem recunoscători și suntem orbi sau neatenți la jertfa pe care o fac părinții noștri în tăcere, în cuminte, în fiecare în casa lui, așa cum poate, cum știe. Nu ne arătăm nerecunoscători față de Dumnezeu. Și recunoștința este primul pas hotărât pe calea iubirii. Recunoștința. Făcând asta, ne reașezăm în făgașul nostru. Ne făcând asta, ne ieșim din fire și cine șese din fire, se pierde. Acum mă opresc aici, avem deja câteva întrebări. Părinte, a spus că dușmanul bate război pentru virtutea cea mai mare. Puteți dezvolta ce virtuți ascund patimile, mânia, mândria, judecata toată. Păi cele contrare. Mânia, mândria, judecata aproape lui se opun smerenie și blândețe. Când te afirmi pe tine, atunci ești orb, nu numai la nevoia aproape, ci și la existența lui. Sfântul Paul zice, ce ai omule pe care să nu fii primit? Și dacă ai primit, de ce te comporți ca și cum n-ai primit? Ca și cum s-a letat? Asta e mândria. Asta e mândria. Afirmarea propriei persoane, în detrimentul celelalte. Nu în sensul că îi faci rău. Cel mai rău este că nu-l bagi în seamă. Că nu-l vezi. Devii orb. Și devenind orb la existența lui, atunci când până la urmă dai peste el fără să vrei te împiedici de el, aproape că nici nu mai consideră om. Și de aici iarăși, de aici vine și judecata aproape. Împotriva iubirii, știți foarte bine că nu se pune ura. Și se pune indiferență. Era un părinte, părintele Miron,
mai iasă. Care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Domnul Părinte, ucenica Părintele Sfântului, Părinte Miron Imperiescu, dacă ați auzit el, aș fi spus ce a spus, și căutați. El a dat o definiție iubire. Este așa, iubirea este pășirea, plutirea, peste prăpastile neatenției și a răutății față de om. A răutății și a neatenției față de om. Neatenția și răutatea fac prăpaste între noi și aproape. Dacă devenim atenți, măcar la existența aproapelei, prăpastele astea încep să se elimine. V-am zis că este în firea noastră a românului să găsim calea cea mai scurtă către aproape. Ospitalitatea și grija față de celălalt ne sunt în fire. Dacă uităm de firea noastră, uităm și de celălalt. Și atunci și mândria, că smerenia înseamnă, sau mândria, hai să zicem așa, mândria și slava deșartă, înseamnă să nu ai încredere în celălalt. Să ai încredere doar în tine. Asta înseamnă autosuficiență, asta înseamnă toate partinele care au în componență cuvântul sine. Iubirea de sine, afirmarea de sine și toate care au sine. Eu. Părinții zic că în iad se duc cei, doar cei, care s-au dovedit incapabili de a mai spune tu. Care nu știu decât eu. Pentru ei nu există tu. Ei n-au înțeles niciodată ce înseamnă acest tu. N-au înțeles. Așa încât mânia, mândria, judecata aproapelui au ca opus smerenia. Nici nu te poți mânia, nici nu te poți mândri, nu mai zic să judești pe aproapele, dacă ești smerit, adică dacă ai încredere în celălalt, dacă îl pui mai presus decât tine, dacă te pui în slujba lui. Asta. Însă, și asta trebuie spus, ceea ce este înalt, adevărat, profund, în ortodoxie, nu se învață, se mărusește. Hristos a zis, învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Veniți și stați lângă mine. Și lângă mine veți învăța, vă veți mărusi. Și am găsit la Sfântul Isaac, Sfântul zice, mă minunez văzându-l pe omul smerit, cum stă la picioarele lui Hristos, așteptând de la el să-i dea cât vrea, ce vrea, dacă vrea și când vrea. Și Părinte Sănivai tălbuiește cuvântul ăsta și zice, omul smerit este acela care este conștient numai de Dumnezeu și a uitat cu totul de sine. Și atunci am vorba asta să te uiți la aproapele până uiți de tine. Asta e calea. Asta e calea. Și să stai la picioarele lui Hristos cu minte. Cu minte, lăsându-i lui inițiativa, orice inițiativă. Cum să ne raportăm noi, cei care suntem în țară considerată creștină, la taburile care vin asupra bisericii noastre? Cum să răspundem? Sau dacă trebuie să răspundem în orice condiții? Hristos, într-un singur caz, a ripostat când a fost batjocorit sau bătut. Deci, în casa arhiereului Ana. Când sluga arhiereului l-a pălumit. Și atunci Hristos i-a zis,
Dacă am greșit, dovedește-mi. Iar dacă n-am greșit, pentru ce mă luați? Spune tradiția că acea slugă a Hieroi a fost slăbănuit pe care l-a vindecat. Acela care n-avea om să-l arunce în apă, la scăpătarea putezna. Și care i-a zis Hristos, ai grijă să nu păcătuiești ca să nu fie ție mai rău. Acela este slăbănuit. Nu degeaba acest episod cu slăbănorul de la Bitesda și cu palma pe care a primit-o Hristos și la care a ripostat, sunt date numai de Sfântul Ioan, în Evanghelia lui Ioan. Ioan este singurul care a intrat în casa arhiereului și a fost martor ocular la ce s-a întâmplat acolo. El era cunoscut al arhiereului. El l-a introdus și pe Petru în curte. Așa. Și el a legat acestea două și le-a pus în legătură. Deci, ripostezi atunci când credința este trădată. Și tu ești trădat în credința ta. Trebuie să ripostezi. Alminte, trebuie să rămâi. Trebuie să rămâi. Și să te rogi foarte fierbinte la Dumnezeu ca să-ți arate cum ar face El în locul tău. Să nu mi se pară lucru mare ăsta pe care îl zic. Să vă întrebați pe Dumnezeu cum ar face El. O să vă spună, nu trebuie să ai un mare nivelul vorbicesc ca să-ți vorbească Dumnezeu. Nu. Îți va vorbi de limba ta. Pentru că mi-aduc aminte de icoana Maicii Domnului de la Iviru, portărița, da? Care probabil că știți ce s-a întâmplat, a venit de apă și ei au pus-o în biserică și dimineața o găseau la poartă mereu. Trei zile la rând, la fel. Și în cea de-a treia zi, până la urmă, Maica Domnului s-a arătat starețului și a zis, tu crezi că tu mă aperi pe mine? Eu am venit să vă apăr pe voi. Și a că lasă-mă acolo la poartă. De ce se cheamă portărița? Nu noi apărăm biserica. Biserica ne apără pe noi. Noi apărăm valorile credinței. Valorile. Nu credința. Valorile credinței. Înțelegeți? El, nuanța se îndreaptă către al mărturisi pe Dumnezeu sau a trăda pe El. Iubirea nu poate fi distrusă. Iubirea pierde și porțile iadului, însă poate fi trădată. Și atunci, Hristos când se referea la mod, cum să spun, când era supărat pe poporul său, îl numea așa, neam necredincios și desfrânat. Dar desfrânarea nu înseamnă, n-am să zic că neam necredincios și curvat. Nu se referă la curvie. Se referă la infidelitate, la trădare. Neam necredincios și trădător. Așa încât și atunci când a zis, oare când va veni Fiul Omului, a doua oară va mai găsi oare credință pe Pământ? Ce fel de credință? Ce fel de credință? Sfântul Ilie striga la Dumnezeu și zicea, numai eu am rămas adevărat credincios. Și acum caută să ia și sufletul meu. Și Dumnezeu a zis, nu, mai am 5.000 de bărbați care nu și-au plecat de genul. Unde erau 5.000 de bărbați? Ce mărturiseau ei? Unde mărturiseau? Nici el nu știa de ei. În Apocalipsă se spune iarăși de alți 140.000 cât sunt acolo. Tot așa, care nu și-au plecat genul. Unde sunt aceia? Nu mărturiseau nimic. Nu mărturiseau nimic. Dar spune de toți ceilalți care s-au mântuit, care aveau, spune, hainele spălate, curățate, albite în sângele mielului. Care sânge? Jertfa. Vulnerabilitatea. Smerenie. Să ne uităm nu numai la ce a zis Hristos, și mai ales la ce a făcut Hristos.
Cum s-a comportat el? Cum s-a comportat? Lui Pilat, de ce nu i-a răspuns când a întrebat? Nu vrea să-i răspundă. Așa încât ăsta s-a supărat și a zis, tu mie nu vorbești? Nu știi că puterea am să te omor și puterea am? Nu ai nicio putere. Dar de ce nu i-a spus? Pentru că n-a vrut să-l afunde mai tare. Ce de ajuns faptul că ai să mă omor și ai să dai sentința. Da? Nu vreau să-ți mai adaug și alte capete de acuzare. Că cel care știe mult, nu se va bate, cum zice în sală, nu? Așa încât mai bine să nu știi tu și să ai scuza că n-ai știut. Dacă n-ai știut, nici păcat nu vei avea. N-a vrut să-l afunde mai tare. Tot grija față de om. Tot grija față de om. Însă când a fost vorba să apere frumusețea credinței și esențialul credinței, adică iubirea asta între tată și fiu, da? Sau nunta, nu? Între soț și soție, atunci a ripostat. Când e vorba de trădare, nu discutăm. Nu se întâmplă la fel și când intră cu bici un templu și scoate afară? Tot e o repostă. Da, exact. La fel se întâmplă. Pentru că era atacată însăși valoarea credinței. Casa tatălui meu, să nu faceți voi peștele de tâlhari, este casa de rugăciune. Adică casa de întâlnire, da? Între om, între fiu și tată. Nu faceți, nu transformați în altceva. Când se transformă în altceva, iată, a pus mâna pe bici. A pus mâna pe bici. Dar am zis că el n-a ripostat decât acolo, doar asupra cei ce s-a făcut lui. Da? A frontului și bătăilor, bazuri și așa mai departe. Dar uite, într-adevăr, ăsta e un alt caz în care trebuie să ripostezi. Când ți se face ție rău, ripostezi doar dacă ești numit trădător. Cum este în patenie? Eu îi spun unui părinte. Ești curvar, da, așa sunt. Ești un nebun, da, așa sunt. Ești un prost, da, așa sunt. Ești un deretic, nu. Asta nu sunt. Asta nu sunt. Da, sunt un păcătos. Mi-a plăcut de Renato Justinian, mai zis la un moment dat, zice, eu așa îi spun Dumnezeu. Doamne, și stătea așa cu capul în jos. Probabil că l-ați cunoscut, nu? Renato Justinian. Mă, din poze. Stătea cu capul în jos așa și zicea, Doamne, sunt păcătos, acum îmi dau și o seama, deși știu că Tu știi mai bine decât mine cât sunt de păcătos. Și dar una știu și se ridica așa și când se uita la Tine, avea niște ochi de vulturi, te străpungea. Și ridicat așa degetul în sus și cu ochii aia străpungători, așa, a zis, dar una știu, nu Te-am trădat, sunt încă în tabăra Ta. Ăsta e esențial. Dacă cineva se leagă de esențialul ăsta, tot vorba patericului, prima oară fugi, a doua oară fugi, a treia oară fă-te sabie. Da? Dacă cineva se ia de biserică în felul ăsta, fă-te sabie. Și binecuvântată și sfințită este mâna aia care lovește atunci. La fel cum a fost în cazul Sfântului Nicolae, care a dat o palmă lui Arie. Și deși sunt împărat Constantin, i-a luat și Evanghelia și omoforul, din cauza asta, pentru că n-a fost cuvincios în sinod să facă așa ceva, Maica Domnului și Mântuitorul le-a dat înapoi. Să nu înțelegeți că spun așa cum spun cei de la Esfigmenul, Ortodoxie sau Moarte. Nu. Însă când e vorba de esențial, când lovești în familia mea, în familiaritatea mea cu Dumnezeu și ceea ce înseamnă credință, adică familiaritate, iubirea lui Dumnezeu, când vrei să o schimonosești pe asta și să o părăști, fă-te sabie. Și atunci e sfințit. Dar anumite smerenie și cumințenie, pentru că are grijă Dumnezeu. Nu că, într-adevăr, zice în Vechiul Testament, a mea este răzbunarea, eu voi răspăti, zice Domnul. Însă și răzbunarea și răsplata, numai Dumnezeu le poate face cu adevărat. Frumoasă. Și de folos pentru cel care este
rău. Nu mai El știe să le facă așa cum trebuie. Noi, dacă încercăm să le luăm în mâinile noastre, o greșim oricum ar fi. O greșim. Să nu ne uităm poziția. Să nu uităm poziția. Nu noi apărăm biserica, biserica ne apără pe noi. Noi apărăm valorile ei. Valorile ei. Asta trebuie să apărăm. Dorința inimii, aducerea în minte. Cum scăpăm de dependența de oameni? Păcătuim, păcătuim noi, pentru că vrem să ne facem plăcuți lor, de frică de a nu ne respinge aceștia, de frică că altfel nu ne-și pune nimic și rămâi singur. Cum să fim capabili să ne asumăm faptele și păcatele, să răspundem pentru ele, indiferent de consecințe. Probabil că asta e a doua întrebare. Probabil că asta e a doua conferință. Așa. Cu dorința inimii. Sfântul Pavel spune filipenilor, cei pe care spune Sfântul Grădeaur că iubeau cel mai tare. Pavel i-a iubit pe filipeni cel mai tare pentru că erau cei mai ascultători, cei mai cuminți. De aceea, deși zice, mulțumesc Dumnezeului meu ori de câte ori mi-aduc aminte de voi. Și mă rog pentru voi toți cu bucurie. Nimeni nu a mai zis așa ceva, Sfântul Pavel. Și nici darul n-a primit de la nimeni de călărie. Lor le zice, a lui Dumnezeu este și a voi și a săvârși, după a lui bunăvoință. Drept aceea, cu frică și cu tremur, lucrați mântuirea voastră. Da? Acum, eu mi-am pus întrebarea, dacă a lui Dumnezeu este și voința și aplicarea ei, ce ne mai rămâne nouă? Care e partea noastră? Dorința inimii. Asta este a noastră. Este specific, nu este autentic nouă, dorința inimii. Asta e a noastră, nu se bagă nimeni. Nici Dumnezeu, nici diavolul, nici altcineva. Ăsta este aportul nostru, dorința inimii. Dar de ce zice atunci, cu frică și cu tremur lucrați mântuirea voastră, dacă și voința și punerea în aplicare pentru lucrarea ei sunt al Dumnezeu? Pentru că adică voința și lucrarea, punerea în practică a voinței, nu vin decât în urma dorinței inimii. Dumnezeu, la dorința noastră, pune tărie voinței și dă spor, să spunem, lucruri. Cum spunem noi în povești, unde punea El mâna, punea și Dumnezeu în bine. Și atunci, eu am zis că firea omenească este așa ca un fel de tren cu două vagoane. Primul vagon de după locomotivă e sufletul, al doilea vagon e trupul. Dacă trenul ăsta merge cum trebuie să meargă, așa, atunci se cheamă că sufletul trage după el trupul, nu? Însă în mod indirect. Că nu sufletul e cel care are motorul, nu? Locomotiva. Și locomotiva atunci care e? Dorința inimii. Vrei ca să se meargă trenul? Pune cărbun la dorința inimii. Vrei ca trenul ăsta să meargă cum trebuie și să n-ai probleme? Nu pune trupul înaintea sufletului. Și atunci noi vorbim cu vorb. Despre astfel de oameni se zice, ăștia au pus căruța înaintea voi. Înaintea cai. Nu se face așa ceva. Dorința inimii este cea la care Dumnezeu se uită și văzând-o că este după inima Lui, pune și în voința și săvârșirea ei. Și atunci, cu frică și cu tremur lucrați mântuirea voastră, înseamnă lucrați cu frică și cu tremur pentru că Cel cu care lucrați nu e nimeni altul decât Dumnezeu. Voi sunteți împreună lucrători cu Dumnezeu și când lucrezi cor la cor cu Dumnezeu, doar cu frică și cu tremur o faci. Nu faci cu nepăsare, când zice în planul de rugăciune înainte de împărtășanie. Că nu vin la mine ca un nepăsător, ci sunt conștient că sunt păcătos și nevrednic. Dar de asta sunt vinovat că sunt nevrednic. Dar nu vreau să mă fac vinovat de nepăsare, ceea ce ar fi fost fatal. Așa încât, dacă dorința inimii se curățește, suntem convinși
că intrăm în lucrarea Lui Dumnezeu. Iar când nu scăpăm de dependența de oameni, nu scăpăm. Nu scăpăm. Vorba e că trebuie să fie o dependență, cum să spuneam, încadrată într-o altă dependență. Știți cu ce, care e cea mai ușoară, scurtă sau ușoară metodă de a scăpa de durerea de dinți? Ușa. Dacă pui degetele acolo, la balama și trătești ușa, scapă durerea de dinți. Bine, că ea durerea de mână, dar măcar ai uitat de ea. Nu poți să scapi de dependență decât într-o altă dependență mai mare. N-are cum. Omul nu are putere în sine. Are însă darul de a se lipi. Și are darul ăsta și puterea, în fel, de a se transforma în ceea ce obiectul sau persoana de care se lipește. Este foarte atent Părinte când, și Hristos când îmi spune să nu vă lipiți inima de ceva și când zice unde este comoara voastră, acolo e și inima voastră și așa mai departe. Da? Și nouă la călugărie, mi se atrage atenția la slujba călugării, mi se atrage atenția, ai grijă de cine te lipești și de cine te lepezi. Sau Hristos când zice nu poți să slujești la doi domni și lui Dumnezeu și lui Mamona, spune de ce nu poți să faci treaba asta. Zice că ori pe una ai să iubești și pe altă ai să urăști, ori de una ai să te lipești, de celălalt ai să te lepezi. Vezi de cine te lipești. Da? Așa încât noi permanent vom fi dependenți, că dependența e astfel de lipire. Dar de aia și Sfântul Pavel se lăuda și se numea pe sine rob. Noi zicem rob, acum rob este oară un sens așa mai îndulcit puțin. Ca să fie mai de înțelesul nostru, ar trebui să zice sclav. Sclav. Asta era dulos atunci. Înțelesul dulos. Sclav, sclav. Și el se lăuda cu treaba asta. Dependent. Rob înseamnă dependență totală. Dincolo de puterea ta de a ieși din asta. Fericit este cel care se face rob lui Dumnezeu. Sau care devine dependent față de oameni pentru dragostea lui Hristos. Aia e dependență bună. Adică nu putem să scăpăm de dependență. Dar dacă tot nu putem să scăpăm de dependență, hai să ne alegem dependențele adevărate. Care ne aduc unde trebuie. În inima lui Dumnezeu. Aia este dependența pe care o căutăm. Păcătuind pentru a te face plăcut lor, de frică să nu te respingă, de frică că altfel nu ești bun de nimic și rămâi simplu. Să fim capabili să ne asumăm faptele și păcatele, să răspundem pentru ele, indiferent de consecințe. Cum să ne vină aproape dacă simțim că nu putem. Da. Asta, uite, răspunsul este cuprins în întrebare. Cum scăpăm așa? Păcătuim pentru a te face plăcut lor, de frică să nu te respingă, de frică că altfel nu ești bun de nimic și rămâi singur. Și urmează răspunsul. Să fim capabili să ne asumăm faptele și păcatele. Să răspundem pentru ele, indiferent de consecințe. Părinte, să ție, cum să fim capabili să ne asumăm? Foarte bine că au uitat. Foarte bine că au uitat, în felul ăsta a dat și răspunsul. De ce zice Sfântul Siloan, ține mintea ta în ea, spune-ți ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu pentru zilele noastre. El a fost un Sfânt mai jucă la om, nu? Cum adică ține mintea ta în ea? Să te duci cu mintea în ea, cu ei razna. Spunea și Părintele Rafael Noica, treaba asta că a avut astfel de cazuri, oamenii neînțelegând cuvântul ăsta, au crezut că trebuie să-și închipe iarul și să se gândea să stea cu mintea acolo și a luat razna. Nu. Dă seama că tu ești păcat, tu ești iad. Și după dreptate, iată-te mână, Avapime cel Mare a zis, adevărat vă spun vouă că unde stă Satan acolo că stă și eu. Adică nu mă smeresc acum. Vă spun adevărat. După Dumnezeu, după dreptatea lui, iată unde stă Satan, nu o oriunde. Acolo voi sta și eu. Și totuși, alt părinte, dacă nu mă știu, Ioan Polov, dar nu sunt sigur,
A fost întrebat, ce zici, părinte, crezi că te mântuiești? Și el zice, frate, primitor de străini ca Avram am făcut, blând ca Moise sunt, drept ca David, la fel. Și cred lui Dumnezeu ca și tâlharul, că cel care mi-a dat aceste daruri, nu va lipsi și de mântuirea lui. Am zis eu, ca tot român, what? Pe unde este mântuirea mea, frate? Unde? Pe asta e smerenie. Că nu ți-asumi niciun dar. Toate sunt la Dumnezeu. Răspunsul este aici, secretul se află aici. Cred pe Dumnezeu ca și tâlharul. Că El, dacă mi-a dat astea, că a văzut lucrându-se minuni prin mâna Lui. Minuni care sunt străine. Băi, uite, m-a făcut primitor de străini ca Avram. De unde până nu? Blând ca Moise. Serios? Și toate astea le-am văzut lucrate în mine. Clar că nu-s ale mele. Nu-s vinovat de ele. Nu? Și dacă Dumnezeu mi-a dat asta, cu atât mai mult ne va da mai mult. Mai mult decât acolo. Cum zice și Sfântul Pavel. Dacă ni l-a dat pe Hristos, nu ne va da și cele împreună cu El? Nu? Și atunci, El a zis, da, adevărul, realitatea asta este. Eu sunt iad și după dreptate acolo ajung. Și ține mintea ta în iad înseamnă fi realist. Dă seama că realitatea acolo ne duce. La iad. Da? Nu căuta să bagi gunoiul sub covor. Nu. Asta e realitatea. Fii onest și recunoaște treaba asta. Recunoaște-ți păcatele, să fim capabili să asumăm faptele și păcatele, să răspundem pentru ei, indiferent de consecințe. Da? Însă, nu deznădăjdui, pentru că ghici. Nu de asta ține mântuirea. Nu ăsta e criteriul mântuirii. Dacă ești bun sau ești rău. Surpriză, ce-ai? Nu. Am zis odată la o predică în București, treaba asta, că Dumnezeu nu ne vrea mai bun. Rumoare s-a făcut în biserică. Nu. No. Da, unde? Ce vorbește ăsta? Anatem. Și m-am grăbit să le răspund ca să nu încercă să dea cu floare în mine. Așa. Ca ce mă ne-a dat roșii biserică în apă. În primul rând, Dumnezeu ne dorește mai aproape. Buni, mai buni, devenim în mod firesc, stând în apropiere de El. Dar scopul Lui principal este să ne apropie. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că Dumnezeu face ceea ce face, având unicul scop să ne determine să iubim. Să iubim. Nu să fim mai buni. Păi gândiți-vă. Dacă vrei să fii mai bun, nu înseamnă că tu, de fapt, ăla la tine te gândești. L-am întrebat pe un tânăr teolog, ce zici tu? Dacă eu ți-aș spune acum, să zicem că sunt mare proroc și doctor vestit în același timp, și părerea mea este autoritară, absolută, și spun în 10 zile vei muri, ce faci? Și ghiți ce mi-a zis că face. Să zice și face spovedanie generală. Zic, bravo! Mai 10 zile amărâte din viața asta ta amărâtă. Și tu, în astea 10 zile, tot la tine te gândești? Tot la tine te gândești? Și ce ai să pățești după aia? Te spovedești, da? Faci spovedanie generală, te faci cu omul, să le dăm așa, cu un trebuie, așa, cu orat. Și ajungi la rar, da? Apropo, știți ce se întâmplă când ajunge un ascorist în rai? Când te întreabă tu ce cu tine. Păi eu sunt de la ascor. A, sala de conferință e prima de rai. O să ajungi la rai și acolo îngerul de la recepție întreabă ce cu tine. Treci prin scanner, de scanner. Adică nimic necurat nu mai neapărăția ce lucru în scanner apocalipsă, da? Ai trecut că ești. Și vreau să mă întâlnesc cu Stăpânul, cu Hristos, nu? Serios? Ai întâlnire cu El? Nu cred, în moment ce am ajuns aici, nu? Stăpâne, te caut, uite ăsta mic și alb, în negru, că a trecut de scenă, da? În negru. Bun. Și vine Hristos și
cunoști iar ăla? Păi nu mă cunoști, tu doar ce m-a spovedit. A, te știu. Tu ești ăla cu spovedanie în general. Normal că te știu. Eu te-am iertat, nu? De aia ești aici. Da. Nu? Păi și atunci să stăm rămân. Nu asta, nu mi-ai cerut. Mi-ai cerut doar să te iert. Mi-am făcut parte. Nu mi-ai cerut să și stăm împreună în rai, în împărăția cerului. Așa încât, domnișoară, în drumul pe fratele, mai încolo, să stea singur în rai. Poți să stai singur în rai? Nu poți. Și atunci i-am zis și i-am zis tânărul acesta, păi se vede că ești tânăr și nu ai experiența unei familii. Du-te la unul căsătorit și spune că în 10 zile mari. Să vezi dacă prima lui grijă este un ortodox, da? Trăitor, fanatic. Să vezi tu dacă prima lui grijă la spovedanie generală, nu. Prima lui grijă la familie. Ce se întâmplă cu cei pe care îl lasă în urmă. Dacă copiii lui au înțeles că el tot ce a făcut din dragoste pentru ei, dacă dragostea pe care le-a lăsat-o lor, pe care am însămânțat-o în inimile lor, o să fie de ajuns, o să le fie de ajuns ca să reziste fără el. Așa gândește un om. De-aia nimic de ocultă am care de surori. Vrei să fii sfânt, fii mai întâi om. Adevărat. Un om adevărat așa gândește. Și atunci, cum să te duci tu la Hristos așa? Sau cum să te duci altfel decât așa? Decât așa. Tot la tine te gândești să fii tu mai bun? E vorba iarăși despre tine? Toată viața a fost vorba despre tine? Și acum când e vorba să trecem de la viața asta la adevărata viață, tot despre tine e vorba? De ce să nu fie vorba, nu despre mine, că Hristos nu face treaba asta. Nu s-a pus niciodată pe el în față, l-a scos pe om înainte, într-adevăr. Dar nu vrea să fie vorba nici despre tine, nici despre el. Vrea să fie vorba despre voi. Da? Ce se schimbă între, de la, de exemplu, sunt doi tineri care se iubesc, da? Să se căsătorească. Și ce se modifică din momentul căsătoriei la iubirea lui? Vă spune ce se modifică. Dacă până la căsătorie fiecare se lasă pe sine la o parte de dragul celuilalt, după căsătorie fiecare se va lăsa pe sine la o parte de dragul lor, de dragul lui noi, de dragul relației, de dragul unii. Așa încât iubirea asta nu poate fi decât produsul unei relații. O iubire se construiește. Și iubirea nu este în om. Omul nu are, cum v-am zis, putere de a iubi. N-are nicio putere prin sine. Însă are puterea de a transmite, de a reflecta. Iubirea noastră este iubire răspuns. Vrei să-ți iubești aproapele? Vrei să iubești pur și simplu? Trebuie mai întâi să aduni iubire în inima ta. Trebuie să te deschizi. Să primești iubirea asta de la Dumnezeu. Și după aia vei avea să dai și dincolo. Și altuia. De ce Sfântul Ioan Evanghelist era numit ucenicul pe care iubea Hristos cel mai mult? Făcea separatisme Hristos? Nu. El se lăsa cel mai mult iubit. Că el primea ca un copil iubirea de Dumnezeu. Asta trebuie să facem. Noi nu putem, chiar nu putem să iubim. Numai Dumnezeu poate. Așa încât noi ar trebui să zicem Dumnezeu, când cel tot Părintele Miron e de restul pe care v-am amintit mai devreme, să zicem așa lui Dumnezeu, Doamne, Tu care ești iubirea din mine, Tu care ești sufletul sufletului meu, dă un sens acestei iubiri. Adică fă lucrătoare iubirea asta pentru ceilalți. Înțelegeți? Nu putem să iubim pe aproape. Să rugăm pe Dumnezeu să iubească pe aproapele prin noi. Să devenim cărare a iubirii Lui față de aproapele. Numai așa este ortodox. Altfel o să ne lovim de zi. O să ne lovim de zi. Căutând în noi rezolvare, nu facem decât să ne depărtăm. Iar
să ne punem noi în centru. Dar Hristos în centru. Și nu Hristos în centru, ci jertfa lui în centru. Iubirea pe care o are față de Tatăl și ascultarea pe care o are față de Tatăl e în centru. El nu s-a pus pe sine în centru, Hristos. Chiar dacă e Fiul lui Dumnezeu. Nu. El a zis, judecata mea este dreaptă nu pentru că sunt Fiul lui Dumnezeu, ci pentru că nu fac voia mea, ci fac voia celui pe care, cel care m-a trimis. Pentru că sunt Fiul adevărat și un Fiul adevărat face toate spre bucuria Tatălui. Da? Vrem să iubim, să rugăm pe Dumnezeu să iubească în noi. Cum se face treaba asta? Știe El. Însemna să fim Dumnezei, ca să știm noi. Cum să procedăm cu prietenii vechi, cu care nu mai împărtășim aceleași valori? Acum împărtășim valorile ortodoxe, cu ei nu împărtășim aceste valori. Noi nu ne mai simțim în prezența lor și nu dorim prezența lor, să ei se agață de noi și ne reproșăm de că nu-i mai iubim. Ce să facem mai ales atunci când oamenii aceștia sunt singuri și în depresie? Eu cred că cel care a pus în tâmpul sau cea care a pus în tâmpul nu știe. Știe că nu e bine să faci așa, să te departezi de celălalt. Însă nu găsește suport ortodox. Adică, care sunt valorile ortodoxe? Care? Ce nu împărtășeam înainte și acum împărtășim? Sau ce împărtășeam înainte și acum nu mai împărtășim? Care sunt valoarele mele ortodoxe? Valoarea ortodoxă este una. Iubirea. Este una. Pentru sufletul când pleacă la cer, ea prin doar iubirea. Că valorile care le împărtășau eu poate erau zvarurile sau discotecile. Păi erau zvaruri. Pentru ei sunt. Și atunci mai pot împărtăși aceeași valori pe unul. Păi a împărtăși înseamnă a pune în comun. Da? V-am spus mai înainte că ceea ce este larg, frumos, profund, mărturisit, se mă lipsește. Mă lipsiți. Făceți să se minuneze, da? De ceea ce este în voi, de aceste valori ale ortodoxiei. Spune Sfântul Isaac Sirul că cel care nu s-a minunat de Dumnezeu nu l-a cunoscut pe el. Păciți să fie fermecați de frumusețea din voi. Dacă valorile astea ortodoxe pe care voi le trăiți și le mărturisiți nu vă dau stele în ochi, înseamnă că nici voi nu le respectați cu voi. Iar dacă vă dau stele în ochi, ei vor fi atrași de lucrul ăsta. Și vor veni, dar nu-i respingeți. Nu-i respingeți. Și făceți-i părtași acestor bucurii. Deci îți portați acestor bucurii. Și dacă nu le dau stare în acumul, la puții se întâmplă asta. Nu se pune, nu se aplică cuvântul Mântuitorului, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, tău ești în ispită. Și dacă vechile relații, pentru că și pe tine din nou sunt pe ispitele vechi, nu mai bine te îndepărtezi? Asta da. Da. Sfânt de Amură de Aur zice că ochiul tău ce drept, de exemplu, simbolizează pe tine tot ce mai bun. Acum, dacă scoți un ochi, nu înseamnă că nu mai vezi, vezi pe ala altă. Nu? Dar prietenul tău cel mai bun e ca și cum ar fi ochiul tău cel drept. Și zice, dacă un prieten într-adevăr, el are o influență așa de mare și de rea, încât te duce la iar, da, taie. Sfinții părinții totuși. Că pe aceștia, de aceștia trebuie să ne depărtăm și să iubim de la distanță. Tot trebuie să iubim și pe ei. Ne depărtăm de ei pentru neputința noastră, pentru că nu putem să ieșim de sub influența lor negativă. Dar ar fi trebuit ca noi să influențăm mai degrabă pe ei. Cum a zis Sfântul Ioan Evanghelistul, mai mare este cel care e în voi decât cel care este în lume. Din nefericire, cel care este în noi nu este pus la treabă de către noi. Noi nu avem o relație atât de strânsă, astfel încât și nu ne lăsăm în voia Lui, astfel încât Dumnezeu să aibă mâna liberă să lucreze cu cei de lângă noi, prin noi. Și atunci, prietenul, da, te depărtezi de El, dar trebuie să iubești de la distanță. Trebuie să avem încredere în puterea iubirii. Dacă nu avem încredere în puterea iubirii, ce doamne, acum mai avem încredere?
aduce în iubirea și nu, nu iubirea noastră. Cum ce spune Doamne Evanghelistul? Desăvârșirea constă în faptul că El ne-a iubit mai întâi pe noi. Deci în puterea iubirii lui Dumnezeu trebuie să avem noi încredere. Dacă nici în puterea iubirii lui nu avem încredere, dar noi căutăm la noi și vedem că noi suntem încredincioși și credem în Dumnezeu. Nu la noi trebuie să căutăm. La Dumnezeu. Și ca să poată să lucrezi Dumnezeu, trebuie să zic, Doamne, facă-se voia ta. Al tău sunt eu, mântuiește-mă. Lucrează prin mine. Dă un sens iubirii mele, care e iubirea mea cine e. Tu îi dă. Doar așa. Doar așa. Și atunci, uite ce să facem mai ales când Doamne aceștia sunt singuri și depresie. Vezi? Că nu te lasă inima. De-aia, de asta m-am bazat când am zis că tu știi răspunsul cel care e întrebat. Când oamenii aceștia sunt singuri și în depresie, chiar dacă ei nu arată că respectă valorile astea ortodoxe, te lasă inima să-l lași așa? Nu te lasă inima. De ce? Pentru că ar însemna să-ți nești calitatea de om. Și omul a fost făcut să nu fie singur. Nu este bine să fie om singur. Da? Și a fost făcut din iubire. Tot ce se opune iubirii, nu ne sună bine. Nu ne sună bine. A fost mai de mult la noi înaltul Calixto Suer. La Cluj. Și un frate așa mai răbunitor, așa. Știți doar la aceea, fanatismul salvează numai fanatismul. Neamu, ce facem noi cu cei care nu sunt ortodoși? Și înaltul Calixto ne-a făcut pe spune, zice, păi, dacă noi putem să zicem cu siguranță unde este ortodoxie, nu putem să zicem cu siguranță unde nu este ortodoxie. Nu știu. Că ăla nu, îți pare că nu e ortodox, dar ortodoxie e firea omului. Și chiar și la păgâni se găsește măcar o urmă din revelația originală. Pentru că chipul Dumnezeu este prezent în fiecare. Și pe ăla o să învie Dumnezeu. Și pe ăla o să învie Dumnezeu. Da, toți o să învie. O să învieze. Toți, toți. Și păgâni, și creștini, și buni, și răi. Nu toți o să se înalțe, ci doar cei care participă la persoana lui Hristos, care se înalță împreună cu El. Și credeți că cel care s-a răstignit pentru păcătoși va accepta să se înalțe pe unul care îi respinge pe păcătoși? Dacă vrei să te înalți, trebuie să fie măcar milă de ăștia, care, deși nu respectă ăsta, nu măturisă, nu afirmă valorile ortodoxe, sunt triști și în depresie. De ce este omul în depresie? Pentru că este singur. Pentru că nu are scop în viață. Nu mai vede lumina de la capătul tunelului. Sau la o vede ghici, era lumina de la locomotivă. Atunci trebuie să-i dai un sens. Trebuie să-i arăți că nu e singur. Așa cum e El. Așa cum e El. Arată-i că nu e singur. N-ai încredere că Dumnezeu poate mântui și pe El? N-ai încredere în iubirea lui Dumnezeu? Trebuie să ai încredere. Că nu știi cum o face? Foarte bine, dar nu ești Dumnezeu. Dar trebuie să ai încredere. Peste când zici, bă, Dumnezeu o să găsească o cale. Trebuie să găsească o cale și pentru asta. Dacă mie, și tu îi spui Dumnezeu așa, Doamne, dacă mie mi-e milă de ăsta, care nu e ortodox, uite-te și pe la el, care vrea să mă tragă la rău, da? Și nu mă apropie de el, că nu. Dar totuși mi-e milă de el, că e în depresie. Dacă mie mi-e milă de el, păi ție. Dar tu poți, întotdeauna poți. Tu știi ce să faci cu el. Tu ai zis, Doamne, dacă voi răi fiind știți să dați darul bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru din cer. Tu ai zis, da? E dacă mie mi-e milă, ai idee. Totuși sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le poate. Nu poate trece peste libertate, nu vrea să trece peste libertatea voștri. S-ar putea aceea să refuze constant și continuă. Absolut. Și totuși, și pentru aia se va găsi o cale de mântuire. Știți cum? Prin noi, care ținem în inima noastră. Zice, părinte, să nu ai ideologia dogmatică, lucrul ăsta.
cel care este în iad, este acolo pentru care a fost să intre în relație cu Dumnezeu. Da? S-a făcut incapabil de această relație. Și el nu mai poate să intre în relație. Nu? Ca să poată fi mântuit, el va trebui repus în relație cu Dumnezeu. El nu mai poate fi de iad să facă treaba asta. Da? Așa încât, cum îl repui în relație cu Dumnezeu? Tu pe pământ fiind, intrând tu în relație cu Dumnezeu și purtându-L pe El în inima ta. În felul ăsta, tu l-a aduci în fața lui Dumnezeu și El se va împărtăși de viață, Dumnezeu va intra în relație cu Dumnezeu prin tine. Așa încât zice El, cel care își găsește loc în inima cuiva, să îndrăznească încă nu l-a murit. Uite, în paracazit. Nu poate să rămână în iad cel care este în inima cuiva. Pentru că dacă ești în inima cuiva, înseamnă că ești și tu într-o relație. Uite, un copil a răspuns treaba asta, cred că 7 ani avea sau 8 ani, băiețel. A întrebat, zice, oare diavolul are și el nevastă? Și răspunde el, băiețelul, zice, eu nu cred că dracul are și el nevastă, că dacă ar avea nevastă, înseamnă că ar iubi și el pe cineva și n-ar mai fi de tot negru. Auzi, când pune problema în n-ar mai fi de tot negru dacă ar iubi pe cineva. Da? Cine este iubit, nu poate el să iubească, dar este iubit. Este ținut în inimă de altcineva, n-are cum să rămână până la sfârșit acolo. În ea. Va fi scos de dragul meu. Și ce să-i părinte, asta merge spre... Apocatastază. Apocatastază, că așa și pe dracul a ținut saxilul în inima lui nu, și s-a pentru el. Nu, știți de ce? Nu așa. Pentru că eu nu pot să țin așa oricum pe cineva în inima mea. V-am zis că iubirea nu poate să fie menținută doar de o persoană. Este ceva care se construiește. Așa încât eu nu pot, nu așa că zic că, uite, îl iau pe el în inima mea. Trebuie și el să mă determine. Și înseamnă că a făcut și el un rol la asta. Și a făcut și el ceva în viața lui bun, astfel încât m-a determinat că nu poți să-l ții pe cineva cu adevărat să fie în inima ta, dacă nu e ceva reciproc acolo. Dacă e așa, într-adevăr, nu știu că se trebuie cu catastaza de origine. Nu? Nu e. Nu așa, mântuiește pe toți Dumnezeu. N-ai de zi. Să libertate de a se opune și de a nega celor care nu vor să-L transcurgă. Libertatea asta, a zis Sfinții Părinți, că Dumnezeu încearcă să o complică. Și prin unul, și prin altul. Încearcă să o convingă. Și încearcă să-l aducă până la urmă pe cel încăpățânat și îndărătnic, să-l înmoaie, cum s-a spune. Dacă nu reușește și nu reușește, atunci, într-adevăr, ăla rămâne în ea. Nu poți să scoate, nu poate nici Dumnezeu să scoate acela. Pentru că nu vorba că nu vrea. Ăla nu primește. O relație are nevoie de două persoane. Și de lucrarea celor două persoane. Trebuie să lucreze și ăla într-un fel. Nu? Uitați, vedeți, încercați să las pe cineva un necunoscut în inima, să vezi că nu puteți. Nu puteți. Dar trebuie să luați așa încât când vă rugați pe trebuie să vă rugați ca pentru voi. Nu? Nu e ușor. Nu e ușor. Dacă ăla nu face niciun gest, nu poți. Nu poți. Uite, Părintele Galeriu zicea că un aspect al păcatului împotriva Duhului Sfânt este atunci când îți faci singur rău. Și dacă tu îmi greșești mie, eu te pot ierta. Asta în puterea mea să te iert. Da? Dar dacă tu îți greșești ție, nu mai e în puterea mea să te iert. Că nu mi-ai greșit mie. Eu aș vrea să te iert, dar nu pot. Trebuie să te iert de la care ai greșit. Și dacă tu îți faci singur rău, tu trebuie să te ierți. Dumnezeu nu poate să-l ajute pe cel care își face singur rău, care se închide în egoismul lui, în acel eu absolut, pentru care tu nu mai are absolut nicio relevanță, dar chiar devine incapabil de iubire. Și pe ăștia, într-adevăr, Dumnezeu nu poate ajuta. Nu poate ajuta. Nici tu nu poți să-i ajuți. Chiar așa știi că trebuie, dacă îl iei în inima ta, îl duci la Dumnezeu, dar nu poți să-l iei în inima ta. Dacă El n-a făcut în timpul vieții măcar un pic. Astfel că eu de ce zic că asta e calea de la Părintele Sânii la Ionuț? Pentru că
este nevoie nu numai să te silești să-L iubești pe aproape, trebuie să te silești să fii și iubit. Să te faci și iubit de aproape. Să-ți cauți și tu un loc în inima cuiva. Nu numai să faci loc celorlalți în inima ta. Înțelegeți ce zic? Măcar trebuie să vă siliți, pentru că dacă vă siliți puțin, atunci, într-adevăr, Dumnezeu zice, uite, găsesc motivul ăsta. Are o mică bunăvoință. Cum zic tot părinții, deci, Doamne, bunăvoința mea, în locul faptului pune să o consilie. Dorința aia e inima. Trebuie să te silești puțin în treaba asta. Dacă nu te-ai silit deloc, 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 nu te poate face nimeni, însă nu vă faceți iluzii, că vă poate face cineva așa, degeaba, în inimă, nu? Chiar că de un avocat asta ați ar fi pe mine. Și a fost bine că ați sublinat. Și totuși sunt situații, în cazuri mari, sfinți, care chiar se stăbuiau să nu îi poartă nimeni inima lor, cum i-ar să nici urmare. Și chiar se pun în paralel Moise, care iubea și ținea de la mult la alții și se stăbuia să fie și el inima lor, și Arsenie, care zicea unei femei care lucrează acolo, mă rog, ca și amintirea noastră. Amintirea ta să stea în Dumnezeu din inima mea. Și care, dacă vedea un om, se punea cu fața la pământ și zicea, nu mă ridic, nu pleci de aici. Adică nu avea nicio legătură cu omul. Nicio legătură exterioară. Exterioară. Pentru că Arsenie, acesta, Arsenie cel Mare, a fost întrebat de un alt părinte. Dar tu de ce fugi de oameni? Tu nu crezi că au nevoie de cuvântul tău? Așa iubește pe aproape. Și l-a zis, frate, Dumnezeu știe cât de mult vă iubesc pe toți. Deci iubea pe toți. Deci, dar nu pot să fiu și cu Dumnezeu și cu oameni. De aceea eu fug. Și l-a primit de trei ori acest cuvânt din gura lui Dumnezeu. Taci, fugi, liniștește-te. Și atunci, cum făcea eu să fie iubit de ce? Și nu trebuie să ne străduim de ce dumneavoastră să nu. Da. Cum făcea? Vă zic cum. Tot, am vrut să zic acum, în continuare, celălalt moment din viața lui de care ați amintit, cu acea femeie, și aceea a venit, a dus, a mijlocit Teofil, arhiepiscopul, a mijlocit pentru ea ca să fie primită de Arsenie. Și pentru că a mijlocit Teofil, a trebuit să o primească. Însă i-a zis Arsenie, mă rog la Dumnezeu ca să șteargă pomenirea ta din inima mea. Ceea ce a lucrat o prea să-mi vorbesc la bine, din soră cu mare. Și era tristă, nu se mai împotolea. Și Teofil a întrebat, băi, ce s-a întâmplat? Cum să zică treaba asta? Și a zis, băi, nu ai înțeles cuvântul lui. El a spus așa că nu vrea să aibă imaginea ta, însă el te va ține în amintire, te va ruga pentru tine și te va ține în mare. Se va ruga pentru tine, de altfel a zis-o, că nu vrea să se lipească niciun fel de oameni. Însă, a te ruga pentru cea cum zice Sfântul Siloam, că dacă vezi lacrimi la rugăciune pentru aproape, e ca și cum vezi sângele pentru el. Și la Arsenie, asta făcea. Dacă iubești pe cineva, chiar dacă nu mărturisești numai decât, da? Și te rogi cu adevărat pentru el, inima lui va simți și se va face o legătură între inima ta și inima lui. Astea sunt cazuri speciale, nu? Așa pot să vă dau un caz Sfântul Andrei cel Bun pentru Hristos. El făcea tot felul de ciumbușnucuri și de mici răutăți, să spunem așa, oameni, ca să-i provoace pe ăștia, să-i facă rău, să-l opărască, să nu știu ce. Și la un moment dat a văzut că dracii, ca să ia el mai mare bunună și să se smerească mai tare. Dar și însemnau cu crucea, cu creta pe spate, cu ăștia care l-o cărau. Și a întrebat, ce faceți de acolo? Păi da, tu te smerești, dar ăștia sunt vinovați, că te-au luat de aici. Ei vreau să-și ia plata pentru treaba asta. Și atunci când a văzut așa, a început să se roage pentru ei, ca Dumnezeu nu să nu le considere păcat, ci să-i considere ca izvorul faptului lui bun. Cum au mai fost cazul și altor mucenici care s-au luat pentru ei, oamenilor, vezi că dacă nu erau ei să mă mucenicească, nu ajungeam la tine. Și... adică, chiar dacă în afară tu cauți să fii singur cu Dumnezeu, da? Inima ta trebuie să fie deschisă. În primul rând, tu trebuie să te silești
să, să-i primești pe ceilalți cu inima ta. Asta e prima mișcare. A doua mișcare este să-ți găsești și tu loc în inima lor. La prima mișcare asta este, cum ziceam, nu? Că cine sunt eu? Pe cât sau sunt? Nu, sunt eu patru, ziceam. Că voi nu sunteți deloc la strântorare în inima noastră. Dar noi suntem la strântorare în inima noastră. Dar inima noastră este largă. Și voi încăpeți cu toți liniștiți, nu fără să fiți strântorați. Deci mișcarea lor, asta era, să-și răcească inima, de aceea zic, lărgiți și voi inimile voastre. Da? Lărgiți-vă inimile, astfel încât să încapă toți. Însă, în același timp, încercați să încăpeți și voi în inimile celorlalți. Cum se înțelege asta de către pusnici? E altceva. Dar în lume fiind, trebuie să găsim un echilibru între astea două. Și iată a primit pe celălalt din inima ta și a încăpeat cu inima celuilalt. Părinte, am o întrebare. Dar cum se face că eu, căsătorit fiind, observ cu timpul care trece tot mai multe asemănări între cele două abordări despre care dumneavoastră spuneți, adică căsătoria și monahismul, nu neapărat în... Adică sunt foarte multe asemănări. Pentru că se bazează pe aceleași jertfe pe care trebuie să le faci până la urmă. Aceeași dragoste pe care trebuie să o împărtășești. Adică cum e cu această separare între cele două? Cine a vorbit de separare? Eu așa am înțeles din ultima... Așa am înțeles eu din ultima... Că cumva asceții fac așa și în lume este altceva. Asta era pusnic. Asumea cea mare a primit acest cuvânt de la Dumnezeu personal. Da? Și cu ochi liniștește-te. El care fusese profesor particular al copiilor din Palatul Bizanțului. Da? Care fusese băgat adânc în lume și care avea o mântuire, i-a fost arătat de Dumnezeu prin asta. Dar și cu ochi liniștește-te, ascunde-te. Asta era lui propriu. Însă chiar și așa fiind, tot căuta ca tot și era să nu fie la strântorare în inima lui. Deși el se ascundea că trebuia să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, în același timp îi plinea. Însă e greșit înțeles dacă cineva crede că monahismul și căsătoria sunt căi diferite. Am găsit să-i duc la Paul de Chino. Că zice că sunt doi versanți și ai aceleași munte, care munte este potrivit acolo, și au același vârf, unde se face schimbarea la față. Da? Zice că pe un versant merg singur, pe celălalt merge în doi. Eu nu sunt de acord cu... Bine, am înțeles ce a putut să zic, a fost să sublinieze ceva, o anumită, câte o caracteristică pentru fiecare din cele două. Însă, să înțelegi că monahismul este o cale cu totul separată de căsătorie, e greșit. Nu, e aceeași cale. Pe aceeași cale mergem toți. Monahismul are un avans, doar. Un avans, dar pe aceeași cale. Poate monahismul își asumă mai acut drumul, știți? Pe această cale. Însă calea e aceeași. A fi culmea să nu fie aceeași cale. N-ar fi frumos să fie partea lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă eu sunt un monah pentru că am simțit chemarea asta. Cu ce ești vinovat că n-ai simțit chemarea asta? Nu? Dumnezeu înseamnă că te condamnă la o viață mai puțin desăvârșită? E frumos, din partea lui. Așa încât desăvârșită sunt amândouă, dacă le faci așa cum trebuie. Păi, știți de ce am... insistat eu asupra aceasta spune noastră că trebuie să găsim și noi loc în inima altea. Pentru că Mântuitorul ne spune să iubim și Evanghelia ne spune să iubim, nu invers, să fim și noi iubiți. Da, înțeleg ce ziceți noastră. Să aici încă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că este împărăția, puterea și slava Tatălui și a
invers începe să fie mult mai puternică și coordinată, chiar și credința, adică credința superficială, adică aceea de a fi iubit. Căutarea omului de a fi iubit. Chiar sunt, știți cum sunt, se zice așa, ca un fel de salut, să fii iubit. Și văzute ca, ca și fericire, asta, de a fi iubit, nu se iubești. Și aproape că se uită valoarea inestimabilă a iubit tu și a te stăduit tu și se caută disperat, de la de pe internet până la orice, ca omul să fie iubit, să pătrundă în universul celuilalt, să fie și el văzut, să fie și el luat în seamă. Și de aceasta, disperarea asta de a căuta locul în inima celuilalt, uitând parcă, în primul rând, că se dăuiești tu, la despre asta, pentru asta am insistat. Și asta se și întâmplă, eu înțeleg pe oameni care se comportă așa, pentru că pe asta s-a ajuns aici. Noi simțim faptul că nu suntem iubiți, nu suntem primiți, suntem mai nimănui. Ori asta cum la mine e clar, veștii bune al Dumnezeu. Hristos a rămas pe pământ 40 de zile după înviere ca să îi facă pe ucenici să nu se mai simtă orfani. Da? Că de ce începem să ne avem așa ca și mistică, că ne-am și întoarce prima. S-a ajuns la starea asta că noi nu ne mai simțim iubiți, nu ne mai simțim primiți, nu ne mai simțim parte din ceva, tocmai pentru că noi nu iubim. Dacă noi am iubit pe ceilalți, ceilalți n-am mai simțit în mod acut această nevoie de a fi iubiți. Dar așa este. Prima dată, și v-am zis, mai înainte, primul gest ăsta este. Să lași inima ta, să deschizi inima ta ca să încapă toți. Deci să iubești tu. Însă trebuie și celălalt. Și asta este propriul nou. V-am zis, suntem grădeaua la zis treaba asta, că Dumnezeu ceea ce face, o face cu singurul scop de a ne determina să-L iubim. Deci El vrea să fie iubit de noi. Vrea să fie iubit de noi. Noi trebuie să-L iubim, dar trebuie să fim și iubiți. Și nu este o greșeală în a vrea să fie iubit. Bine, este o greșeală în a vrea să fie iubit cu orice preț. Nu. De când sunt mic, asta a fost una dintre principalele motivații pe care mi le spuneau mai toți oamenii creștini care nu duceau până capăt calea iubirii, zicând, eu am dat și nu mi s-a dat. Eu am iubit, eu am dăruit și nu mi s-a dăruit. Și de aici răzbunări, și de aici răutăți, și de aici... Și tocmai toate plecau de la ideea, uite, nu sunt iubit. Și dacă ar rămâne măcar la asta, dar de cea mai multe ori nu rămâne la asta, de ce sunt iubit, dar nu ca ăla, nu sunt iubit ca ăla, și ce comparațiile. Cumva de acest greșeala aici perimetru, este la să da. Greșeala aici este la comparație. Majoritatea oamenilor își petrec viața în asemenea comparație și fiind a trăit. Ceea ce... Noi nu știm să ne comportăm, să facem față acestei provocări. Adică în a nu fi primit pe iubire. Nu știm să facem. Și cred că dacă ne întristăm din cauza că nu este primită iubirea, nu înseamnă că noi avem o problemă. Nu știm să iubim. Și tot din chimie înseamnă că nu iubesc iubirea, poate. Nu iubesc destul de dezinteresat și așa mai departe. De ce mă întristez mereu când nu mi este primită iubirea? Nu neapărat că vreau înapoi, dar măcar să văd că acela a înțeles. Sau este conștient de lucrul ăsta. Și ne întristăm când vedem că nu se întâmplă lucrul ăsta. Și credem că ăsta e un semn clar al eșecului nostru în iubire. Nu? Și Hristos a întristat că nu i-a fost primit de iubirea și nici nu a iubit cu el. Iubirea desăvârșită se cere a fi împărtășită. Clar. Dacă nu este împărtășită, nu înseamnă că tu nu iubești suficient sau ești pe calea cea aia. Nu. Înseamnă doar că nu e împărtășită. Tu iubești mai departe. Indiferent dacă ți este primită sau nu. Tu iubești mai departe, iubești mai departe, iubești mai departe. Eu cred că noi căutăm iubirea lui Dumnezeu în celălalt și e foarte greu să-L găsești în semenul tău dacă nu se apropie cu inima deschisă. Sau raiul pierdut, îl căutăm tot în aproapele și în el vedem raiul acela pierdut. Și de multe ori din cauza asta și suferim, pentru că nu... Noi suferim din cauza că nu găsim în aproape și că nu știm. Noi credem că acolo că se căutăm, nu trebuie să căutăm în aproape de iubire. Nici el nu are iubire. Omul nu are iubire în el.
Are iubire ca răspuns, doar iubirea de la Dumnezeu. Părinte se merge că trebuie să te rogi singur cu Dumnezeu și Dumnezeu te va, în Hristos te va învăța cum să te rogi tu să stai tu ca persoană față de Dumnezeu și cum să te comporți față de aproape ca un membru al comunității, El care este și persoană distinctă și membru al comunității singurii. El te va învăța cum să fii și singur și în comunitate. Și rugându-te singur cu El, când se mi-a dat Silvan, sunt Silvan în bază pe asta, acolo, în singurătate, în intimitate, relații tale cu Dumnezeu, îl găsești pe aproape și îl aduci pe El acolo. Nu poți să-L iubești pe aproape dacă nu observi, cum ai zis, pe Dumnezeu în El. Dar cum îl recunoști pe Dumnezeu dacă tu nu ai o relație cu El? Dacă nu ți-ai construit acea relație cu El? Deci relația aia, repet, trebuie să fie intimă, personală, tu trebuie să semeni cu Dumnezeu, să cauți asemănarea cu El. Cu asta se face când sunteți voi doi singuri. Da, dar totuși, Părintele Sufronie spune că aproapele noastre este mântuirea noastră. Ai adevărat? E adevărat? Dar la aproapele nu spune Dumnezeu că nu poți să iubești pe aproapele plecând de la tine sau căutând doar în El. Nu, și iubirea lui Dumnezeu trebuie să o îndrepti către aproape. Adevărat. Și nu numai Părintele Sufronie, și în partenerii. În aproape e mântuirea mea. Sau căderea mea. Adevărat. Așa. Și Sfânt Ioan Evanghelistul zice. Degeaba zici tu că iubești pe Dumnezeu, dacă pe aproape tău nu iubești. Numai că iubirea față de aproapele se verifică. Este verificarea iubirii față de Dumnezeu. Dacă tu ai o relație așa cum se cuvine cu Dumnezeu, asta se va reflecta automat relația cu aproape. Nu reușești să iubești pe aproape, să stai o relație omenească măcar cu El, înseamnă că tu nu te rogi. Tu nu ai o relație cum se cuvine cu Dumnezeu. Sunt Ioan Gură de Alt zice, de aici trebuie să începem cu Dumnezeu relația noastră de iubire, pentru că pe El este cel mai ușor să iubești. Este mai ușor și El nu te trădează așa cum te trădează oamenii. El întotdeauna va veni în trădearea ta, te va ajuta să iubești, pe când aproape nu te ajută. Și de asta a zis El, începi cu Dumnezeu, dar te verifici în aproape. Dacă nu reușești a ieșua cu aproape, să nu crezi că te ajută cu ceva. Când crezi tu că ai făcut, ai o relație cu Dumnezeu. Vorba Arhimandrului Milot Andrei Însurori, va trebui să te pleci în veșnicia cu Dumnezeu. Cum să-ți plătești cu veșnicia cu străin? Trebuie să începi să-L cunoști pe Dumnezeu. Și cunoscându-L pe El, ai să poți să-L recunoști în aproape. Vedeți, Frecoșatul a judecat de la Matei 25. Nu? Când zice, când ați făcut acela prea mici, mie mi-ați făcut. Adică, de fapt, criteriul judecății ăsta este. Dacă ai făcut lui Hristos din aproape, dacă ai recunoscut în aproape chipul lui Hristos, dacă îl vezi pe aproape ca pe un suflet pe care îl iubește Hristos atât de tare încât și-a pus chipul. Nu, Hristos ne-a dat numele Lui. Nu? Cum se face la o căsătorie? Bărbatul dă numele Lui fetei, nu? Și ea este foarte mângâiată și mândră de treaba asta, de semn al iubirii. Îi aparține, își aparține unul celălalt. Nu? Noi suntem creștini, Hristos ne-a dat numele Lui. Și noi ne comportăm de ca și cum suntem mai nimănui, de ca și cum nu avem tată, suntem singuri pe pământ. Dar nu e de ajuns să-i zici Dumnezeu Tatăl, dacă nu poți să ești incapabil să-i zici aproape tău frate. Însă este frate, pentru că în primul rând Dumnezeu ți-a fost tată. Nu este întâi El frate și după aia prin asta devine El tată. Da? Să ne înțelegem. Căutați așa, așa veți avea succes. Aminte, o să vedeți că ceva nu merge. Ceva parcă se înfundă undeva. Ați amintit de mai multe ori de Părintele Antonie Suroș. Astăzi ești cu mine. Am murit în ziua de astăzi, în 2003. Ce ne puteți spune despre oamenii care nu pot băsa lacrimi nici la rugăciune și nici chiar când se îndureșează de durerea altora? Lipsa lacrimilor e neapărat un semnal de alarmă la toată lumea? Nu.
Lipsa lacrimilor nu spune mai nimic. Suspine inimii, spune ceva. Suspine inimii. Dacă inima ta se mișcă și dacă ți-a mână, este un caz în parte, îmi place foarte mult cazul ăsta, care un bătrân era anaforet. Știți, anaforetul erau cei care stăteau la marginea satelor, în afara satelor și acolo cumva erau elevați și se rugau. Nu în altă pustie. Sunt atunci, în mare așa început. Și stătea acolo și diavolul, văzând faptele cele bune și, mă rog, rugăciunea lui, cinstită i-a făcut. S-a arătat în chipul lui sătenilor și le ținea calea fetelor și nemăritate și măritate. Și le făcea propunere indecente. Și astea, bineînțeles, că se duceau acasă și le spuneau la sus, la prieteni, nu știu ce. Și s-au strâns tinerii când au văzut boda asta, chiar e plină, o dată așa, a doua oară și a treia oară, cât o face asta, și au tras un om de lucru aici, l-au tras la Alessandro, l-au scos din chilia lui și l-au aruncat în lucru. O să fac tot. Au trecut niște pelerini acolo, l-au găsit, l-au urlojit ce a făcut și au vrut să le ia cu ei. Și a zis, nu, duceți-mă înapoi acolo. L-au dus acolo și s-a mai întâmplat. Același lucru. Iar, l-au plătit, iar. Și până la urmă, dracul a trebuit să spună și s-a îmbrăcit la aceea și a mărturisit ce s-a întâmplat și că l-au acuzat pe nedrept pe bătrân. Și când și-a dat seama de asta, cu micul mare tot s-au dus să-și ceară iertare de la pustnic. Pustnicul a simțit că ăștia vin, a ieșit afară, i-a văzut, a priceput și și-a luat coșocul și a plecat. Însă fiind și bătrân și bătut, l-au ajuns repede din urmă. Și toți au căzut la picioare să-l ierte. Și le-a zis, va merge de atunci. De la început m-a mintat. Și zice, păi atunci, vine înapoi și stai în urmă cu noi. Și zice, nu, asta nu pot să fac. De iertat l-a mintat, dar să fie împreună cu voi nu pot, pentru că nu s-a găsit nici măcar cu omul să-i fie milă de mine. Ăsta este un adevărat semn. Dacă inima ta se mișcă, dacă inima ta suferă a compătimii, înseamnă asta a împreună cu tine compătimii. Să suferi alături de ea. Dacă te doare inima, unii pot să plângă mai ușor, alții mai greu. Ăsta încă nu înseamnă. Arhimandritul Sofronie l-a avut spunea părintele Zaharia. Că atunci când a ajuns în mănăstire pentru Zaharia, Arhimandritul Sofronie a spus asta. Zice, zic părinții că dacă nu plângi, nu te poți mânti. Și am zis, și cum să fac să plâng? Zice, lacrimile vin atunci când mintea este concentrată cu un singur gând. Dacă mintea ta e adunată la rugăciune, dar fix asupra acelui lucru, lacrimile vin cu ușurință, așa zic ei. Și ei știu mai bine ca mie. Eu zic așa zic ei, nu că nu sunt de acord. Că nu pot să zic din păcate din propria mea experiență. Însă experiența lor, asta arată. Așa încât ar trebui totuși, am zis că nu este un semn prezența lacrimilor. Dacă ești pe calea cea bună. Însă, ar trebui să ajungem acolo. Ar trebui să ajungem să plângem cu adevărat. Că asta arată că ești concentrat. Adică și mintea și inima ta sunt adunate în acea rugăciune, în acea suferință, în acea împreună rătinire cu celălalt. A fost de mai multe rugăciuni la Arhimandrit și fiind și de la Pumă, nu pot să leagă tot timpul mintea mea de doina lui Minescu, la Arhimanditul Iudatului Dumnezeu, care despre pune la vorba. Ce o să se întâmple dacă se umple Europa de refugiați care sunt musulmani? Avem motive să ne înfricoșăm, să ne îngrijorăm? Da. Avem motive să ne îngrijorăm chiar dacă nu s-au umplut Europa de musulmani. Pentru că ei fac din asta o datorie de credință. Ei nu înțeleg să fie pace sau, cum zic ei, pe Islam asta înseamnă casa păcii, în traducere. Și pace nu există decât acolo unde toți se întâlnă la lac. Și mărturisesc pe Mahomet, ca unic profet. Și datoria lor de credință este ca
în locul în care pun un musulman piciorul, ăla să se transforme în casa plăcii. Ori te determină să te supui legii, chiar dacă nu te face musulman, ori trebuie să te faci musulman. Aminte, pace nu există. Și nu se vor opri până ce nu vor face în felul ăsta. Însă, asta este acum. Trebuie să ne punem problema, trebuie să ne îngrijorăm, nu trebuie să ne înfricoșăm, da? Pentru că vorba Părintele Stare este totul care e la târmă. Da? În Apocalipsă se vede că, spre sfârșit, Dumnezeu lasă tuturor să aibă ultimul cuvânt. De aceea este cuvântul ăsta așa de confuz, poate, și de greu de înțeles când zice cei care se sfințesc, sfințească-se mai departe, cei care se spurcă, spurcă-se mai departe, adică au același mediu propice și unii și alții. Da, ăsta e ultimul vostru cuvânt. Spuneți-vă și voi cuvântul. La fel cum a fost cu Iov. Satana a vrut să spună și el cuvântul. Bine, spuneți-vă și tu. Dar asta nu înseamnă, da? Că până la urmă tu o să ai dreptate. Nu. Acestea trebuie să fie. Dar îndrăzniți. Eu am diluit lumea. Când a zis Hristos că nu te teme turma mică, că Tatăl la binevoita vă da voi împărăția, eu crezusem la început că atunci când El era pe cruce și a zis Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit, El a simțit depărtarea asta de Dumnezeu și firea Lui dumnezeiască și-a ținut-o singur în frâu, ca să, ca firea Lui omenească să poată să sufere până la capăt. Ca să, să-mi iertați vorba poate prea omenească, să nu anestezieze într-un fel, să nu-i facă mai ușoară durerea firii omenești, a trebuit ca firea dumnezească să fie puțin ținută în frâu. Da? Eu am crezut că asta a făcut-o El. Însă am găsit în teologie, nu sunt dogmatică, că asta a făcut-o Tatăl. Și de aceea, adică și de aceea, a zis Dumnezeu meu pentru ce m-ai părăsit, pentru că firea omenească a trebuit să simtă de a lui Hristos, a trebuit să simtă până la capăt depărtarea de Dumnezeu, așa cum aveau oameni. Vezi? Și atunci gândiți-vă, iarăși zic, să-mi iertați vorba poate prea plastică, dar încercați să vedeți dincolo de ea. Nu știu cum să fac să fie mai clar. E ca și cum Tatăl l-a ținut cu mâini la spate pe Hristos, în timp ce era tălmuit. Da? Și Hristos fiind ținut cu mâini la spate de către Tatăl Său, ca să sufere până la capăt, ne zice nouă, nu te teme turmă mică, că Tatăl a binevoit la urmă la împărăție. Câtă iubire să aibă și să înțeleagă pe Tatăl, dar câtă durere are un Tatăl să facă acest lucru. Și un fiu să accepte lucrul ăsta. Când a fost acceptat să fie, că a zis Tatăl m-a trimis. Și el a acceptat să fie, să vină în numele Tatălui. A știut că Tatăl va trece prin durerea asta. A știut. Și a acceptat și durerea Tatălui și a acceptat și durerea sa. De ce? Pentru noi. Pentru că Tatăl a binevoit în era în împărăție. Nu te teme turmă mică că Tatăl a binevoit. Uite ce face Tatăl, cât de mare este iubirea Tatălui și unde, până unde merge ca să vă dea vouă împărăția. Ca să vă dea vouă. Și atunci, cine poate să întoarcă Dumnezeu aceeași dragoste? Bine. Așa încât, nu că suntem noi datori, dar trebuie să fim atât de recunoscători. Sunt eu am gândit la ce că într-un singur fel putem să ne întâlnim toată la treia față de Dumnezeu. Să-i mulțumim. Dar uite cum trebuie să-i mulțumim. Fiind conștienți că asta s-a întâmplat. Așa încât avem, având un astfel de Tată, nu trebuie să ne înfricoșăm. Însă nici să nu ne culcăm pe oreche. Da? Musulmanii asta fac. Dacă urmăriți linia pe care o ia, cum să zic eu, grosul refugiaților, e aceeași linie pe care au mers, a mers Imperiul Otoman când a atacat Europa din Haia. Pe aceeași cale. Acum musulmanii încearcă o a doua ofensivă.
împotriva creștinismului. Numai că de data asta, ce a zis Hristos în grădina Ghetsimani, când se apropiau Iuda cu oștenii? Iată vine stăpânitorul acestui lume. Nu? Și zice Părintele Rafael Meca, ăla a fost momentul în care Hristos le-a dat blagoslovie, i-a dat blagoslovie Samarii. Ce blagoslovie? De care i-a zis lui Petru, la cina cea de taină. Simone, Simone, v-a cerut Satana să vă ceară ca pe greu. V-a cerut. Și când i-a dat voie, i-a dat blagoslovie. Acum, în grădina Ghetsimani. Iată vine stăpânitorul acestui lume. Deci, i-a dat lumea, a cerut-o, a vrut să aibă lumea asta ca să-mi dovedească mie că El e stăpân, i-am dat-o. Da? O să vă ceară ca pe grâu. Păi, ia puneți-vă în pielea unui boc de grâu, pus într-o sită, într-o centrifugă. Păi, te simți bine? Te dă cu capul de toți pereții. Numai de toți pereții site, ci și unii de alții ne lovim, ne ispim ca orbii. Unii de alții. Asta este. Suntem boabe de grâu în această sită, da? Deci nu putem să ne opunem. Tăvălugul vine. Nu putem să ne opunem. Nu putem să-l oprim. Dar ce putem să facem? Ce a zis Iisus mai departe? Iată vine stăpânitorul acestei lumi. Și ce a zis? Dar El nu are nimic în mine și eu n-am nimic în El. Deci ce putem să facem? Păi ce sunt întâmplă? Ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți. Da? Și de ce este rău să nu vă atingeți? Și eu vă fi o dată și voi veți fi minificifice. Asta putem să facem. Să urâm păcatul și să ne deosebim, să ne departajăm, să ne detașăm de el. Că așa zice, până nu urăști păcatul cu adevărat, nu poți să scapi de el. În ce înseamnă? Cu ură de săvârșită la urât pe el. Doar atunci putem să fim în continuare, să rămânem în voia de Dumnezeu. Nu încerca să opriți stăpânul ăsta, dar nici nu. Dacă puteți să-l opriți, opriți-l. Numai că nu o să puteți să-l opriți așa. Pământul-vă contra. Făceți în așa fel încât să nu aibă ce să facă. Cum făceau părinții noștri? Chiar Sfântul Ștefan. Tactica Pământului Bârjolii nu i-am inventat românii. Deci, bă, mai mare prostenii nu se putea. Să-ți arăți tu singur gândurile, să-ți dai foc la casă. Și asta de fiecare dată când vineau tătarii și turci. Mai ales tătarii. Dacă erau cei mai cruzi. Și ghici. De ce? Că a zis voievodul, trebuie să-mi iartă casă, dar el își arde palatul lui. Nu? Ei își păstreau esențial. Astfel încât și atunci, de exemplu, când a fost biruit Sfântul Ștefan, de ce a fost biruit? Pentru că fiind la Suceava acolo, a auzit, ispoatele au zis că vin tătarii pe partea aia. Tătarii știau că sunt în război cu tot și așa, acum e momentul să prădăm noi. Și a intrat groaza în moșteni. Și a dat seama că familiile lor sunt la discreția tătarii. Și nu mai rămâne nimic. Femeile erau violate, omorâte, copiii luați în robi, toți erau tras prin sabie și foc. Și atunci Sfântul Ștefan i-a lăsat pe oștenii să mută acasă. Să aibă grijă de familie. Și a rămas cu boierii. Da. Și boierii erau puțini. Da. Și au luat aia. Însă, nu s-au bucurat turcii de izbândă asta, că oștenii s-au întors. După ce și-au fost la lucrare, după ce au avut, au dat foc, după ce au avut, după foc. Așa, nici tătarii au venit degeaba, că n-au avut ce să ia. Și turcii au fost fugăriți din urmă de oștenii care s-au întors la arme și au plecat aproape cu mâna goală. Da? Așa încât, deși teoretic sau scriptic, turcii au fost biruitori, nu le-au folosit la nimic. Înțelegeți? Așa încât noi tactica asta trebuie să o abordăm, să o adoptăm. De? Să nu ne fie de folos la nimic. Bun, vin cu aceștia. Să văd de la ce-ți folosești. Musulman? Da, musulman, da. Păi și să răsține țara în dezastru? Sau... Nu. Să vadă că nu are ce să ne facă. Nu poate să ne ia credința. Nu zic că să dăm foc la drăghii cum așa, să ne otrăvim fântânile. Nu.
Dar să vedem că nu ne poate convinge cu nimic și vin degeaba. Adică le zădărnicim planurile. Nu putem să-i oprim să vină. Asta e, nu putem să-i oprim. Să putem să le zădărnicim planurile. Putem să fim ortodoxi, să rămânem ortodoxi. Mai că părinte, acum puțin s-a schimbat tactica lor, în sensul că atunci veneau și pe cap, dar rămân. Mai rămân. De asta rămân, pentru că atunci ei erau în expansiune și căutau să le înghită cât mai mult. Acum se centrează pe asta, pe a rămâne într-un loc și a transforma în casa păcii. Am fost la o susținere de lucrări doctorat și era pe tema asta, pe Islam. Și erau foarte mulți doctori în Islam acolo prezenți ca susținere asta. Și ei au pus vorba despre treaba asta și de la ei am învățat asta, am înțeles. Și au spus că asta se întâmplă și au dat dovezi din Coran. Veneam și dovezi. Asta fac. Unii au venit cu niște interviuri, nu știu unde au citit interviurile alea, pe care unii reporteri le-au luat celor din ISIS. Și au întrebat, când o să se termine războiul ăsta? Și a zis, noi nu termină niciodată războiul ăsta, adică dacă poți să vă închina viața. Nu, nu, dacă am început toată jefa, nu mai terminăm până nu își încheie, nu își primește scopul. Deci, ei acum merg pe treaba asta. Unde au pus piciorul, rămân acolo și nu pleacă până nu-l transformă în casa păcii. Hai să vedem noi care pe care. Da? Să se vadă că Sfântul Ioan Evanghelistul are dreptate când zice mai mare este cel care e în voi decât cel care este în lume. Așa e cu interima că am fost în primăvară, în mai, într-un mare pelerinaj prin Asia Mică, am văzut vechile fes, unde erau cetăți creștine imense și care acum sunt musulmani peste tot, în Nordul Africii, unde au fost leagul creștinității musulmani, și ne gândim noi cu ce suntem mai buni, că dacă pe aceea i-a lăsat Dumnezeu. Nu suntem mai buni, dar tot acolo, pe zonele alea, au fost înainte foarte roditoare. Foarte roditoare. Chiar oamenii de acum, că am fost și eu în Siria undeva, ziceau că, uite, Cipru are așa ca un fel, formă ca un fel de mână cu un deget care este îndreptat către Antiohia, către Siria, în partea aceea. Și zice, turcii s-au luat după semnul ăla și de acolo sunt bunătățile. Vedeți acolo. Așa spune oamenii locului de acolo, știți? Și dacă n-am fost acolo, e deșert. Deșert. De-aia nu făcea decât să stea în nisip să bea cafea. Toată ziua. Și spuneau că înainte au fost pădure, au fost exact ce zice un psalm. Că prefăcuta locurile roditoare în pământ plin de sare, da? Pentru necredința celor care locuiesc pe el. Noi nu suntem cu nimic mai bun. Însă, ca și cum ai zice, luați aminte să nu vă ziceți și voi așa. Nu vă zic și voi așa, pentru că nu numai că vor veni peste voi, dar și pământul va fi din râuri și păduri și nu știu ce, s-a transformat în pământul care va avea sare. Nu ne poate mângâie ideea asta că și țara se va transforma. Adică e prea târziu pentru noi. Ce am putea face să se întâmple asta? Dacă noi ne păstrăm credința, nu se poate întâmpla asta. N-are cum. N-are cum. Nu, asta nu se va putea întâmpla. Decât dacă noi ne pierdem credința, dacă noi îl trădăm pe Dumnezeu. Dacă noi nu trădăm pe Dumnezeu, nici Dumnezeu nu va trăda pe noi. Cum zice în Patelic, Avamios, zice, ascultarea cele ascultare. Și cel care ascultă pe Dumnezeu și Dumnezeu va asculta pe el. Păi dacă rămânem în ascultare de Dumnezeu, în fidelitate față de El, Dumnezeu ne va asculta. Și Dumnezeu ne va fi reducesc până la capăt. N-are cum, nu. Nu, eu sunt convins că nu o să se întâmple asta cu noi, dacă rămânem credincioși. Și revenim de iarăși la tema noastră, este specific românului să fie credincios. Un român adevărat, cu minte, nu te împunge pe la spate. Și de unde ne dăm seama? Pentru că ne repugnă contorul inficial, când vedeam că
unul este un junghiar mișelește pe la spate, atât ființei noastre se revoltă. Asta arată că noi, în ființa noastră, suntem așa, că ne comportăm altfel, asta e ceea ce s-a trans, ce am ajuns noi. Dar nu înseamnă că asta ne definește. Da? Pare mai este o întrebare. Este o întrebare care e legată tot de iubirea celor care ne rănesc, dar cred că și răspund deja. Dacă aveți altă întrebare. YouTube, o doamnă care se ocupă de studiu uman, de studiu perte umane și în funcție de casa omului, există toate calitățile și ce poate să facă, să nu facă, cum este bun sau rău, după unghii, după mâini și aș vrea să vă întreb dacă este păcat să studiem tehnica asta și să ne folosim de așa, să zic așa, în ajutorul nostru. Că doamna Ceai ne dea foarte multe detalii și zicea că ea merge la interviu și ajută. Deci, prin chestia asta ajutăm și patronii să angajeze oameni să vadă că sunt capabili și au tot felul de lucruri. Și aș vrea să știu dacă e păcat treaba asta, să ne folosim de ea. Acum, dumneavoastră, sunt ca părintele de Evanghelie, sigur, Evanghelie, dar nu vă spuneți. Părintele de Evanghelie, din asta a fost întrebat o dată, și că părintele prostie este un păcat. Și el zice, dragă, prostia nu e un păcat, prostia e un necaz. Știi? Adică, ce este păcat? Dacă lovește în relația ta cu Dumnezeu, este păcat. Dacă nu lovește în relația ta cu Dumnezeu, nu este păcat. Dacă îl pui pe Dumnezeu și Dumnezeu rămâne mai presus decât orice, tot ceea ce faci, nu cred că poate fi considerat păcat. Însă lucrurile acestea, cu microexpresiile faciale, cu limbajul grupului și așa mai departe, eu zic că se referă mai ales la oamenii trupești. Cei care insistă, vorba lui Eminescu, să rămână în cercul lor strâmb, să fie închiși în niște limite, în niște tipare. Eu am făcut proba asta și la mănăstire cu cineva, un frate care era atât de îndoctrinat cu limbajul trupului și folosise înainte să vină la mănăstire foarte mult chestia asta, făcuse și o grămadă de bani așa, îi mergea, se aplica cu toate astea. Și am zis, hai să vedem, hai să facem o probă, să vedem, cercetează-mă pe mine sau cum vrei tu. Și eu îți promit că sunt oameni și spun tot ce am pe tot ce gândesc, tot ce fac. Și vezi dacă ce ai învățat tu se aplică. Și nu s-a aplicat nici măcar unul, poate din colectiv, era tot mai mult. Și vezi, tu încerci să aplici niște lucruri trupești la oamenii care încearcă să fie, se străduiesc, să fie duhovnicești, care se străduiesc să-și depășească firea, care nu se mai supun logicii trupești, ci permanent încearcă să supună logica trupească celei duhovnicești. Cei care slujesc Dumnezeu și se roagă, aceia nu se mai încadrează în limitele astea. Astfel încât toate lucrurile astea care țin de limbajul trupului, de expresii faciale și așa mai departe, o să ajungă să, nu, să fie irelevante pentru ei. Pentru ei. Eu aș fi, cum zicea părintele al dimineață care a spus în altul bartonul meu, prima dată când s-au întâlnit la o conferință preoțească, și ea i-a pus să zică fiecare numele și de unde sunt și le-a zis după aceea ce fericiți sunt aceia pe care eu nu-i cunosc. Pentru că dacă îi cunosc înseamnă că mi-a ajuns ceva, nu bun, la oarele. Eu zic fericit este ăla la care nu se aplică toate tehnicile astea. Da? Dar dacă se aplică și vă sunt de folos, folosiți-le, de ce nu? Însă nu uitați să vă și rugați. Pentru că dacă vă puneți problema în felul ăsta, este păcat sau nu este păcat, atunci trebuie cu atât mai mult să vă puneți problema, ies din Dumnezeu sau nu ies din Dumnezeu? Rămân în voia lui Dumnezeu sau nu rămân în voia lui Dumnezeu? Și semnul că sunteți în voia lui Dumnezeu este ascultarea și rugăciunea. Cred că totuși e o
dată să iei lucrurile așa, că este așa în seamă de orice. Și Mântuitorul ne spune, și se calcă o poruncă, Mântuitorul ne spune, nu judecați după înfățișare, poruncă veșnică. Păi tot ce spui tu, eu am judecat după înfățișare, cum arată, cum stau ochii, cum se manifestă. Iar nu trebuie să judecăm după asta. Hristos a zis, când a zis asta cu judecata după înfățișare, a zis, voi vedeți cerul că este la apus roșu și știți că a doua zi va fi așa și așa. Zice, frățanicilor, fața cerului știți să o citiți. Da? Adică nu a zis că, bine, foarte bine că să știți. Dar dacă voi rămâneți la treaba asta și cele cu adevărat importante și duhovnicești, nu încercați să le desfășiți, înseamnă că nu sunteți decât niște oameni devărite. Vă luați numai după exterior. Este o judecată, nu neapărat. Eu așa zic, părerea mea personală este că judecata pe care o fac aceștia, cu expresiile faciale și repercutate ce țin de limbajul, care țin de limbajul propriu și așa, nu zic că e păcat, dar este foarte limitat. Și fiind foarte limitat, are, într-adevăr, potențial măcar, pericul de a se transforma în păcat, pentru că te menține într-o judecată copească. Te poate transforma foarte ușor în mărminte, în mărmântorite. Da? Care zice, pe din afară sunt vopsite și înăuntru numai spurcăciune și, știi? Nu. Curățați mai întâi partea din interior a paharului, zice Mântuitorul. Și după aceea, cea din exterior, nu e invers. Nu încerci după efect, adică după efecte să vindeci cauza. Sau că, de fapt, judecata, apropo, tot a venit vorba, a fost întrebat care e diferența între a vedea un păcat la cineva și a recunoaște pe păcat, nu vezi nici neapărat poate pe altul, poți să-și face bine? Nu. Da. Și atunci, unde intervine judecata? Că nu e voie să judeci pe aproape. Diferența este în momentul în care tu te referi la interiorul lui. Faptul că recunoști, distingi păcatul de virtute și vezi că ăla nu face bine ceea ce face, e bine. Asta înseamnă observație, asta înseamnă judecată dreaptă. Asta înseamnă să nu amesteci, să nu confunzi răul cu bine. Da? Asta trebuie să o faci. Însă, să zici că ăla-l bate pe ăla pentru că e rău și pentru că are nu știu ce și te pronunți asupra interiorului lui după cele exterioare, asta e judecată și asta înseamnă să-l dai Iisus pe Hristos de pe tronul lui. Dacă faci asta, iată ce păcat mare faci. Da? Dacă încerci să vindeci o boală după niște semne exterioare, vorba rămâne. Good luck with that. Dar și, repet, este o metodă limitată. Și fericiți cei la care nu se aplică metoda asta. Părinte, tot să legat de chestia asta, unul dintre Sfinții Mărturisitori ai Sfintele Epifane spun pe următor, să aveți grijă cum vă comportați, pentru că cele exterioare le pădesc de cele interioare. Da, sunt efecte cele interioare. Dar nu e invers, asta zic. Da, și cel care se comportă așa, nu spus de da seama de că se însuflă și cuiva după cum se comportă la exterior? Nu. Ăștia cu limbajul trupului zic că se poate și invers. Adică zic că dacă stai cu mâinile încrucișate, ăsta e semn că tu ai o rezistență interioară și nu ești de acord cu cel din fața ta. Un exemplu, da? Așa zic ei. Da? Ți-am dat un exemplu. Dar zic că dacă tu te pui așa, cum îți pui mâinile așa, și rămâi în starea asta, starea ta interioară se va schimba. Și vei deveni rezistent. Uite. Adică cele interioare devin efectul celor exterioare. Ce înseamnă? Nu e bine. Faptul că cele ale sufletului tău se văd în afară, răzbat în afară, așa este. Se vede din felul în care te comporți, dacă ai așezare sufletească sau nu ai. Nu? Când ce sunt defensiv, de exemplu. Silește pe om să grăiască și vei vedea ce e inima lui. Nu? Dar
minus. Faptul că și faptul că se vădesc în afară, nu înseamnă că tu acum ai harta completă a ceea ce se întâmplă în interiorul lui. La tine răzbate numai cum ar fi vârful aizbergului. Atât. Și asta cât e? 10%, nu? Din dumneavoastră. Și tu de acum, după 10%, judeci 90%? Nici omenește, nu pare sănătos. Dacă îi omenește. Da? Ultima frică întrebare. Părinte, credeți că schimbările climatice din ultima vreme din toată lumea, dar mai ales din Europa, sunt o pedeapsă pentru necredința oamenilor? Nu o să o pedeapsă, dar sunt o mare. Omul are chemarea să la Dumnezeu, să aducă toată creația la El, la Dumnezeu. Da? Și dacă nu face treaba asta, El devine, în loc să devină călăuzitor al creației pe Dumnezeu, devine ramă în mijlocul creației. De aceea sunt probabil că toată creația, toată lumea, acum suferă și suspină. El are puterea asta. Zic părinții că ceea ce a făcut Hristos cu firea noastră omenească, faptul că a luat firea omenească, ca pe trupul lui, nu? Și l-a încălzit, cum zice Sfântul Pavel la Filipeni, și a încălzit biserica ca pe trupul lui și are ei poartă de grijă, la fel trebuie să facă omul cu zidirea. E gândește că toată zidirea este un pământul cu tot. Da? Trebuie să-i porți de grijă, trebuie să-l îngrijești, să-l ridici, așa cum a ridicat Hristos firea omenească lângă firea lui dumnezeiască, noi trebuie să ridicăm creația dincolo de condiția ei, la condiția noastră omenească. Și după aceea, împreună, să ne ducem către Dumnezeu. Noi ne făcând asta, ne ridicând-o, o dobărâm. O dobărâm. Deci toată creația până acum suferă din cauza noastră. Noi, în loc să devenim focari al iubirii lui Dumnezeu, așezat în mijlocul creației, da? Și far călăuzitor către Dumnezeu, am devenit rană. Nu este pedeapsă, este urmare. Noi facem treaba asta. Nu Dumnezeu. Noi suntem vinovați în treaba asta. Noi suntem vinovați. Nu ne pedepsește Dumnezeu, pentru noi singuri ne facem treaba asta. În loc să facem treaba într-un fel, o facem în sens invers. Așa. Sper să ne mai vedem, să ne mai auzim și să mai veniți pe la noi. Dacă nu mai aveți, cu ce? Știți că la rabinul acela din Botoșani, care a venit un evreu aici și a zis, rabin, mor oile, dă-mi un sfat. Și a dat un sfat, a venit iară peste săptămână, rabin, oile mor în continuare. Mai am un sfat? Păi, uite, fața. Iară peste săptămână, rabin, oile mor în continuare. Mai am un sfat? Să-mi dai și la zi, nu, sfaturile mai am, dar tu oi mă iei. Dacă mai aveți, vor fi oi, fiecare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.